O tânără femeie, violonistă la Filarmonica George Enescu, își caută mama. În cimitirul de taine de la Miercurea Ciuc, chipul mamei are ochii grei de humă și orbitele subte de suferință. Mama se numea Maria Plop Arnăuțoiu, din Ucșoara, Mușel, de o bârșie din Basarabia. Târză și neînfricată, Maria Română, cum frumos o numea în urmă cu un an, la 15 august, ziarul România Liberă, cerând supraviețuitoarelor din infern să-și amintească chipul ei. Maria Română a urcat în munți alături de bărbatul ei, de luptătorii rezistenței, îmbrățișindu-le destinul. Din Carpații Făgărașului a fost cea mai lungă încleștare dintre românii sângerând pe creste spre a păstra onoarea acestui neam și regimentele de securitate aservite puterii comuniste. Timp de peste 10 ani, între anii 1946 și 1957, partizanii din munți au fost singurii oameni liberi într-o țară subjugată. Reduta Făgărașului a fost ultima cucerită. O cană de apă de ei fi dat unui fugar însemna adeseori condamnarea la moarte. Și totuși, cu mii de jertfe, țăranii i-au adăpostit pe luptători, le-au dat alimente, haine, arme, date prețioase despre mișcarea trupelor de securitate și adesea un loc de mormânt în grădina lor. Câte merinde de drum au pus pentru fugarii din munți femeile acestui corp de țară, nu se va ști niciodată. Atunci eram și eu de 38 de ani când m-a arestat prima dată și zicând-mi eu, zic, nici trei lei nu fac eu. Numai câte mi-a luat de acasă acum, am făcut și eu cu palmele astea, muncit cu ziua. Am stat vă 20 ceva de ani la cooperativă, pe 100 de lei pe lună. Și am văzut un că-i luat și dimineața veneam, făceam drept și mă duceam la lucru cu ziua. Că pământul mi-l luase de tot. Dar nu m-am lăsat și nici nimic nu le-a spus că de-a renecastă mie. N-am spus nimic. Deci, am răbdat toate chinurile, dar n-am vrut să recunosc nimic. Ce nu știam eu unui soțul meu, e dacă vreau eu îi dau fără crimă, fără nimic în mână. Dar n-am vrut. N-a putut prinde dumnealor niciodată decât am fost părâta. Că eu făceam așa, el eram micuță, mă strecuram printre uluși, printre garduri, printre unde puteam eu, căram de ziua într-o groapă halea ce trebuia să le duc, aveam unde să le ascund și ei venea și le lua. Mai la urmă de tot, am făcut, adică tot dumnealor m-a învățat, și am făcut, era într-o salci, o gaură, căsuța poștală. Și eu când era ceva, îi anunțam, când era ceva, scriam, îi anunțam. Aveam mâinile bune. Acum nu mai pot nici să mă iscălesc, că e. Uitați-vă cum e degetele mele. Și asta e mui, degetele astea. Nu-mi pot nici să mă închid. Așa. Și le duceam să mă întâlnia, na, domnul Iancu, până într-un rând, a venit în casă. A venit în casă, în camera aia. Colonelul Orsenescu. Că n-a știut de prima dată, eu m-am dus la dumneavoastră, apă de aici, la mine, de la puț, și
M-am dus, nu știu, până la dumnei de ce m-am dus și am văzut o oală mare pusă pe mașină cu mâncare. Și o vorbă, o voce, nu la băieță dânșii, știi, o voță mea e schimbată. Dar ce-am întrebat eu, în casa omului vine oricine, nu? Și nu mi-a spus nimic cu Conița, atunci nu mi-a spus nimic. Am plecat, am venit acasă, după aia nu s-a putut păzi de noi, n-avea cum. Și mi-a spus, așa, că uite a venit Arsenescu și uite așa și uite așa așa. Am tăcut, nu i-am spus nici lui bărbat. N-am suflat nici la copii, n-am spus nimic. Am stat așa până într-un rând, ce s-a întâmplat, cine le-a spus la moară, la domnul Tomiță, la tata lui tale, i-a spus că să plece, că vine, dar de atunci nu sunt vinovată eu. Nu sunt vinovată, că nu i-am spus eu atunci. De multe ori le-am spus să fugă, dar atunci nu știam. Să plece, că vine mașinile securității. Ei a dispărut, a fugit de acolo el. A fugit și trei mașini a și venit. A venit și a plecat. Na. Și când a plecat pe mult, noi le duceam mâncare pe unde puteam, le duceam. Ba eu, ba altă, ba altă, ba doamna le da pe un preot. Nu vă era frică? Așa, doamnă. Acum vedeți că acum, mi-acum de când cu crucea asta am început să... N-am mai dormit nici aici, că aici dormeam. Și n-am mai dormit. Că zic, vine, zic, și îmi trage una pe fereastră. Și așa dorm eu într-o cameră de ordine altă. Acum vă e frică? Acum mi-e frică. Da, uite, și acum ce frică, acum ce vorbim, mi-e frică. Că aude ăștia că sunt mulți care îi plătiți, adică le dă băutură unul și altul și ăștia strigă, face ce zăcăia. Aia. Dar atunci nu v-a fost frică. A, nu, și nu, nici nu mă prindea. Eu nu spuneam la nimeni. Eu făceam singură. Păi dacă garda păza aici ăștia, și când venea schimbul, ieșea înaintea la ăla și eu aveam scara pusă că ieșea cu și mă da jos peste cară, aveam alea în băț, în beci, le luam, numai în cămașa de noapte și pe lângă beciu, aveam două luni scoase numai de jos, le dam la o parte, dam alea în grădină și era o groapă acolo, își puneam crâși pe ele. Și venea repede încă, când venea la cea că viu de la closet, dam pe dur, mă băgam în casă, mă încuiam și mă culcam. Și el păza pe afară. Și ăla în scândrie atunci venea și le lua, că știa unde sunt. Mă ia și mă duce aici la post. Mă duce la post, m-a bătut vre de seara până dimineața. Până când să facă ziua așa. Era ăsta, capitanul Cârnă. Asta nu l-a șertat, doamnă. Ai zice morți, mai lasă-mă o țâră să-mi fac și eu cu dânsul cum și-a făcut și dânsul cu mine. Pe ăsta nu l-a șertat. Pe el am stot, ești mea înghițuță, dar ăsta nici de cum, pe capitanul Cârnă. Așa. Mă bate, mă întreabă unde ți-e bărbatul tău, unde-i Arnăuțoii. Nu știu și nu știu și nu știu și nu știu. M-a bătut vreo și m-a îndoit peste un pat de fier de la mici. Maiorul Marin mă ținea de picioare și alant mă îndoise așa. De aici de corp, Cârnă. De mai decât răziu așa, m-a adus acasă. Și spune la fata mea mare, zice, maică, te trebuie un ceai cald și un pan moale. Cât a stat dumnealui aici, am stat așa, pe spate. După aia n-am mai putut să suflu pordurelii, că vezi dacă ei m-a băgat acolo, a stat sângele pe mine, că a adusese pe tinca lui Bidie bătută, cu bazmaua în buzunar, cu capul gol, o bătuseră. Și pe mine m-a dus în altă parte. Am văzut doi oameni de aici din sat, i-am cunoscut, dar nu-i spun. Și nu-i spun nici pe lumea elantă, îi spune. Că n-am nimic cu lumea din sat, n-am nimic. Când i-am văzut și pe aia mult și am tăcut din gură, și m-a băgat acolo și vezi, m-a lăsat prea mult și a stat sângele. Am fost înfierbântată și a stat sângele pe mine și n-am mai putut vorbi. N-am mai putut vorbi. Deloc. Am muțit așa. M-a dus, m-a pus în patoala, mi-a făcut fata aceea. Și aia care m-a urmărit a băgat capul pe ușă și fata mi-a ridicat este așa în sus să vadă cum eram bătută. Era dungi și când am văzut cum sunt carnea, când mâinile mele, era dungile, carnea ridicată așa. Vai de mine, a fugit aia, n-am mai stat, a și ieșit pe ușă și a fugit.
Am rămas acolo în pat, eu aia fugit. Am stat 10 zile, doamna, aici acasă și după 10 zile mi-a spus maiorul, ala capitanul, când o să prăjesc pâine și să pui pe față. Să stropiești cu vin, să pui pe față și să mai luat ele. Mai rămâneți așa ele că pe aici. Cel care vă bătuse, v-a dat sfaturile astea? Da, nu, care a venit în cu în casă. Și când nu mă bătuse. Și să pui apa așa și să nu spun, mă duc la domniști. Dacă mă duc la domniști, la spital. N-a găsit doctorul aceea și m-a dus la un frate meu, era în fața securității. Și m-a lăsat și eu, ce i-am spus la aia, că am început să vorbești, dacă mi-a dat ceai, vralea, am început să mă înreviu. Zis să nu mă vadă mama mea, să nu mă vadă mama, i-am spus la cumnată mea, că se moare dacă mă vede cum sunt, mama moare. M-a băgat în salon câte drum în față. De une până mama m-a auzit. Dimineața mama vine și când dă plapuma după mine o parte și mă vede, a căzut în genunchi. Și avea o icoană cu Maica Domnului, tatăl meu acolo, deasupra ușii. Și a început să închine că e copii, eu nu i-am bătut, că am rămas vedovă cu o copii de 38 de ani și cu 8 copii. Așa. Tata mi-a murit de inimă. Eram micuță eu când a murit tata. Aveam frața, era mai mare. Și a început să închine și a zis așa, să dea Dumnezeu și Maica Domnului să nu poată muri până nu și-o vedea copiii cum mi-am văzut eu. Și să fie crescut cum mi-am crescut și eu, cu rușine, să fie cu minți, așa. N-am mai văzut pe mama de atunci. Da, că dacă eu m-a luat la pușcărie, mama a murit până am venit eu. A murit în iarna aia, că mi-aveam un frate închis. Doi frați a fost, și nepoți, și cumnași, și aoleoginele, și cuscru, cu tot neamul am intrat. Așa, și m-a dus la spital când m-a suit într-o mașină cu lemne. Nici azi nu știu cine a fost șoferul ăla. Nu știu. Nu că nu vreau să-l spun, nu-l cunosc și nu știu. Și nici n-am auzit cine e, că l-aș cinsti eu pe șoferul ăla. M-a suit pe lemne sus. Și a început o ploaie, doamnă, de dacă mă ținea așa până la domnești, muream eu acolo. Dar el ce-a făcut în Zbăghețești, a oprit mașina și a intrat la un om în Zbăghețești, ala era din domnești. Și n-a venit șoferul săracu, eu spus, frică, a venit omul ăla, prăpădit-o, prăpădit-o. Și a pus un nailon peste mine. Și ce bine a fost, doamnă, că mi-a ținut nailonul ăla de... Nu m-a mai plouat ploaia aia mare. N-am nimic cu oamenii din sat, doamnă, n-am nimic, nu m-a bătut ei, nu m-a chinuit ei, dar eu am cu anchetatorii, cu anchetatorii. Dar imunul să nu să găsesc și eu, ca să-i spui, nu-i fac nimic, că eu nu sunt Iuda. Am luat bătaie și pentru vorba asta, că mi-a luat la petrișura de ieșirea, trei teancuri de bani, 300 de mii de bani ca să-i dau în mână. Și am spus că nu sunt Iuda. Să vânz pe bani. Și a, păi mi-a dat Iuda. A, păi mi-a dat de ce m-a bătut. Că am zis de Iuda, vezi, că nu vânz eu băiețe pentru bani. Așa. Dar și la voastră mai fost bătută la Gimena? A, am fost bătută aici la post, aici m-a pus în spânzurătoare, doamnă. M-a luat de acasă. Numai unul geant a știut. A murit săracul. Ala știu că m-au zis țăpâni și cum mă rugam de ei. Așa. Tot așa m-a luat și mi-a pus un scaun, doamnă, lângă masă, vei, nu trebuia să iau la rând așa, dar le-am osărite, când îmi vine în cap așa. Mi-a pus o masă la scaun, că m-a dus nu știu de câte ori aceea l-a pus și m-a bătut. Și colea la cocona mimica în cas, a pus un scaun, m-a fi legată, întâi m-a legat de mâini, așa la spate, și mi-a pus o frânghie legată de mâini, de mâinile amândouă. A pus un scaun, m-a suit pe scaun, după scaun pe o masă, după masă pe altul scaun. Și după aia mi-a tras, avea boierii domnul Ian cu tata mare al băiatului, al doamnei, avea o lambă de alea mare, mi-l joc. Și lamba am cumpărat-o eu când nu mai era, am luat-o de la boieri, avea boieri și rămânese numai cârligul ăla. Nu cumpărase domnul Ian cu atunci. Și a rămas cârligul ăla, vezi, și cârligul ăla, doamnă, era larg așa, nu cârlig, uite așa mare, unde băga de asta lamba aia agățată. Că la noi târziu s-a băgat lumina în casă, aici, nu era. Avea lâmb de alea boierii mari.
Și mi-a tras doamna scaunul, mi-a tras masa și scaunul la și m-a lăsat aternată în mâini. Și zic că smulge mâinile, că mi eram slabă și prăpădită ca acum. Smulge mâinile, nu mai puteam. Și după aia au dat un sac, după ce m-a dat jos, m-a delegat, de la mine n-a scos nimic. Și unde sunt, și unde sunt, și să-i dau mână, și să-i dau pe bărbat. M-a lungit jos, că luam ia sacul ăla în apă, rece, l-a sturs și l-a pus pe mine, așa. Eram în ei, așa zicem noi, că mă așa, asta e. Fără pot, mă bătuse, mă târâse, rămânese, dar nu mai e. M-a bătut așa peste ei, peste sacul ăla ud, cu, a băgat pe mână capitanul Cârnu un hâl așa de cauciuc și avea o curie aici, nu știu cum îi spune. Dar l-am văzut când l-a băgat pe mână și l-a apucat așa și cu ala m-a bătut. Pe toate părțile mi-a dat. N-am spus nimic, peste sacul ăla. Așa. Și după aia m-a adus. M-a adus acasă. Nu știu și nu știu și nu știu și... Scoteți în mâchii, tăiați în capul, tăiați în limba, faceți cu mine ce vreți, că nu știu de ei și nu știu de ei. Nu știu nimic și nu știu nimic, că de mine s-a păzit când a plecat, eu nu știu nimic. Dacă m-au lăsat, m-am mai luat ea, m-am luat ea rânduri așa, mă bătea, m-a luat păzută mereu, întrebată mereu. Într-o zi, doamna, a venit bărbatul meu, îl bătea cârnul și îl mâna pe munte să-i caute. Și într-o zi mă pomenesc că el, când a venit seara, așa, zice, dar n-a venit acasă, că i-a fost frică. Zice, am întâlnit un om, zice, și l-am rugat, zice, să pie în graj la brechi, zice, o mână de cartofi, dacă te-a luat. Ca să știe el dacă mai vine acasă, ori fuge. Și omul ăla, că nu-l spui omul ăla, a luat cartofi, mi-a dăduse drumul, dar omul nu știa că mi-a dat drumul. A pus cartofi, o mână de cartofi, acolo. Și atunci a venit acasă, Iurie. Dacă a venit acasă, zice, uite ce te rog, zice, încălzește tu apă să-mi fac o baie. Acum, eu repede am făcut foc, aveam cuptor de pâine afară, aveam o bucătărie mare, fierbeam mâncare la oameni, sobă și dailantă. În fugă am pus la sobă, nu la sobă, la colonă, acum fugă s-a făcut și aduc și aici în casă, ca niciodată ce tu să ieși afară. Ce că mă spăl eu singur. Nu știu de ce. Era fietele afară cu mine amândouă și... Una era, că una era măritată și aia care stătea cu mine la urmă. Am scos fietele, doamna, afară. Asta era în 47 când am măritat pe Lenuța și asta din 49 a început chinurile. Și doamna, am ieșit afară, am luat furca și am stat un scaun cu stau acum și torceam. Ies eu, zice, sunt gata, zice, hai și tu petrici-mă până în ulița. Ca să nu mai am timp să iau încă. Ce băgam mâncare, ți-am băgat, te lase-mi o pâine, asta câte două săptămâni, o pâine așa de alea mai micuțe rotunde. I-am fiertu-o, i-am băgat niște brânză, niște pastramă, că și-o frige el pe acolo. Și am băgat mâncare. Și-o luat ranița în spate, toporașul pe mână și câinile după el a fost timp mare pe noi și pe toată familia mea. Și la ăștia le pare rău că luăm și noi un ban cu pânse și le pare rău, da? Să-l ia și ei, cum am luat noi muncii și bătuși și chinuiți. Și cu normile alea mari și cu mâncarea care a fost, ce era pușcăria, cum e acum, acolo, așa. Și... A plecat de acasă? A plecat. Am plecat cu el eu. Deci am băgat mâncarea, a plecat. Când mă întorc înapoi, doamna, am dat mâna cu el, l-am sărutat. Că zic, mă iine, nu mă iine, zic, porn în pușcă. Na, ce știu, ori după munte, ori ăia, ce știu eu ce face. Și-am venit așa, măi, când mă bag aici în casă, doamnă, îi găsesc că mă, așa, îi găsesc mai eu ăla,
pantalonii, că s-a schimbat de tot. Ne găseam izmine. Unde-i? Că nu era nici ale curate, nici ale care pot. Încăta pe de rând, a zvârlit apa, am pus alea altă apă să le spăl. Am ridicat saltiaua, doamnă, când ele înfășurate așa și băgate la mijlocul saltiele. Pielea și pielea aici unde îl bătuse, rămânese și să nu văd eu. I-a fost frică că ori mă omor, ori mă spânzur de frică, fac ceva. Și el, ca să nu văd eu, de-aia m-a dat afară din casă. El afară pe mine. Așa. Când le-am văzut așa, să îngheie rău, vreau să cazi eu să-mi mergeu cu casă. Unde să mai fiu? Nu mai fiu nicăieri. Cum mă luam, ce face? Hai. Ne-a dus imediat, ne-a dus la pitiști. N-a stat mult în câmpul, decât când m-a putut bate. Și după aia m-a dus la pitiști iar. Și acolo m-a luat iar la anchete. La anchete, la pitiști, și dă, și dă, și bate, și dă, și tine. N-a scos nimic de la mine, doamnă. Nimic, un cuvânt să-i spui și eu pe un om sau pe o femeie că a făcut ceva, ori le-am dat ceva. Eu, că de-aia m-a și băchinuit așa. Că a văzut că eu știu tot și nu le spui. Așa. Și m-a dus, m-a băgat la Jilava, prima dată, acolo m-a băgat la camera 4 și m-a pus și m-a încolcat lângă tineta, prima dată. Și m-a băgat la unde, la izolare, acolo, iar iarna, și acolo era o haia ca guștere, așa, neagră și cu picioare multe. Și m-am legat pe noaptea asta, pe ținie în jos, pe cum să nu știu, brei bolnavă, pe ținie în stără, rogojină, și m-am legat așa la gură, ca să nu-mi intre în gură. Ce se va intre în gură? Aia, șopârla aia care era acolo, neagră, era acolo înăuntru, aia numai. Nu era nimica decât aia acolo. Și zic, na, poate că-i moțăiși, mă lungi pe ținie și da, dacă-mi intră în gură. Uite, să nu-mi ajute Dumnezeu dacă vă mint. Și mi-a lăgat cârpa la gură, așa, ca să nu-mi intră aia neagră în gură, pe gât. Că dacă mă ia somnul noaptea, întuneric, așa. M-a scos bietele femeie, bre, camera, m-a lăsat numai 3 zile, că aveam 7 zile de izolare. A dumneavoastră cu femeile din grupul Arnăuțului s-au purtat mai rău decât cu celelalte. Păi cu toate s-a purtat la rău, că vezi, le-au și mai scăpat, le-au și mai spus câte ceva, dar la mine n-a scos nimic, bre, nimic. Și ne-a dus la misia. Acolo la misia, doamnă, am lucrat la ce m-a pus. La război, întâi ne-a băgat la cusături. După aia la război de alan, după aia la război la covoare, persoane, covoare, oltăniești, de astea am lucrat. La croitorie, uite, să caut eu să-ți arăt cum mi-a dat de acolo aia ca să fiu primită oriunde, vezi, omenoșii ăia, oriunde să fiu, la orice întreprindere să fiu, că am făcut lucru ca lumea și lucru bun. Nu că mă laud, uite, vi-l arăt, să caut să vi-l arăt, așa. După aia, până m-am îndresat eu acolo, am și văzut care e păsărică, care e pâră, care e așa. Acolo era secret. Și băgați-o un guruaică acolo. Era doamna Antonescu, legionare, vă 4-5 era toate. N-am văzut-le. Nu le-am văzut, că n-aveam cum. Într-o zi era una, hai să nu mai, să nu mai spui cum o cheamă, că mică față ceva săracă. Și i-am zis, domnișoară, vă rog frumos, luați-mă și pe mine, luați-mă și pe mine să vă duc sus pierci, să duc urgău cu ea pierci la ele. Când am suit un rând de scări, thank you.
am ieșit a doua scară. Când am ieșit deasupra, am pus-o de jos. Domnișoară, te strigă cineva, voce de bărbat prin curte. Te strigă cineva, eu aveam timp până s-a dat iar în pe două scări. Până s-a dus la poartă, m-am dus fuga la ușă. Și pe aia ușă, a cheie. Am bătut, că n-avea cheie de-astea, avea de ei vizită. În afară, n-am umblat la vizită. Aici și-a avut, cine e acolo? Dar dumneata, cine ești? Ce sunt doamna Antonescu? No, Maria Antonescu, da, zic doamna. Doze, doamna Antonescu, dumneavoastră, să dar dumneata, cine ești? M-a întrebat pe mine. Zic, eu sunt de la partizan de la Nucșoara. Cu partizani Arnăuțoi de la Nucșoara. Îmi spune Rizea. Că te mai vorbi zadau. Mașina mea, Elisabeta, ați făcut prima dată 6 ani de închisoare. Ați ieșit din închisoare. Am ieșit eliberată la zi. Și primul dumneavoastră gând a fost să urcați din nou în munte la partizan. Păi eu nu rosi pe Nina, m-am apucat să iau până acasă, că am pus un picior. Era pe, în fața bisericii, la pe trotuar, pe asfalt și unul nu mă da să înjur, și un preot, Constantinescu. Din mașină, din autobuz. Da, să eu m-a dat în jos și el să urca. Veneați direct de la închisoare. De la închisoare. Prima zi. Atunci, bine, la când e, nu seara, mai devreme, când e cu rata de 12. Așa. Doamnă, m-a binecuvântat și mi-a spus, băieță de mânt, sunt bine sănătos. Părintele Constantinescu zice că a fost executat împreună cu Arnăuțoi. Da, da. A botezat-o prima dată. Care, uite. A botezat-o prima dată. A botezat părintele ăsta. Și eu nu l-am spus la nimeni, doamnă, că eu am fost hotărâtă să nu spui. Și eu am fost hotărâtă și acum, uite, dintre dumneavoastră, tu să fie unul comunist aici. Și eu nu mi-e frică, acum pot să mă împuște, dar nu declar. Nu spun nimic. Nu ne spui, nu spun. Îți mulțumim. Da, îți mulțumim. Nu spun, nu te da. Poți să chizi care-ți da. Vrea. Dar și ți-a fost spun. Frică astăzi? Mi-a fost frică că am văzut că a furat ele 3 cruciulițe care se pui la trăița aia și m-a auzit că zice, trebuie să o luăm, să o turcem, să o băgăm în lac, că adică, la, da, să mă bage în lac, că la mine să petrece toate și ele, tot ca întâi și acum, tot la mine, evre. Și la mine n-a mai venit de mult. Dumneavoastră organizați din nou partizani? Păi, eu, păi nu, dar eu lupt, până ai murit tot așa lupt. Eu asta o lupt, doamnă. Să-mi pui, să văd moartea deasupra, fătă comunistă, nu mă poți face. Pentru că știu ce a suferit și băieții ăștia. Că când avem Maria la gardien, da mâncare. Și azi când am mâncat de 2 săptămâni, nu m-au urzit și ierte apă, fără sare, fără mălări. N-am avut ce mânca. Și eu am încărat. De sagii, după aia oale, de la grasă, nu mă vază costul și i-am dat peste gal la mama dânsii. Și a plecat cu ele prin pădure să le dea mâncare. Am vrut să vă întreb, ce mâncau în grota aceea de la Polinărei? Am auzit că mâncau și coaje de copac. Păi mâncau orice de foame mănânci, doamnă. Păi eu pe mama, măsa mare a dânsii. Doamna Arnăuțoiu, femeie și ce n-a avut ea și prienică. Da, păi n-am fost cu ele, doamnă, eu săraca. Și... Îl lua coși de cartofi din lada de gunoi și le spăla, doamnă, erau pompa, că le spăla și le înghița așa, nu de foame. Păi și ei, când a făcut mămăligă din coșe de stejar de fac, și atunci 2 săptămâni n-a avut decât urzâi și ierte numai apă, fără sare, fără mălai. Uite, mama dânsii mi-a spus. Și atunci eu le-am dat mâncarea cositorilor și am venit pălare pe calaca și am făcut altă mâncare, de le-am dat la 2 mâncare iar la oameni. La coastă. A, eu nu mă întreb pe pomană, că eu mi-am dat eu. Încă așa vă întreb, deci după 6 ani de pușcărie, ați continuat să faceți ceea ce ați făcut înainte? Păi n-am ajuns acasă și am auzit de ei. N-am porunduită de Dumnezeu. Mie în palma stângă mi-a spus o unguroaică că dumneitale îmi cade o închisoare mare. Dar eu am zis că mă, m-a luat întâi 2 luni, alea ea mică. Și la urmă 6 ani, că 6 ani, doamnă. Ce m-am gândit eu că mă ia iarăși în dă... Să fiu condamnată la moarte, că de-aia m-a băgat în lanțuri. Că condamnarea mea a fost la moarte. Că eu ce-am făcut? Am venit, n-am spus la frați mie, n-am spus la nimeni.
N-a spus că mi-a spus popa, ca să nu-l bat pe popa. Doamne ferește, nimic. N-a suflat. Și trimite un vorani, eu să mă duc în cutare de la el. Ce să fac eu? Cum să mă duc? E de aici până în Stănești. Am o fata mea mare. Mama, zic, tu când faci lână la mașină? Că merg eu să-ți ajut. Merg eu să-ți ajut, mama. Și m-am dus cu el și nu i-a spus nici fetei. Eu nimic. Am făcut lână la mașină până la 12 noapte. Și am plecat singură, doamnă, pe jos. De unde am făcut lână la mașină, până unde, la casa unde mă întâlnim eu cu ei. La un văr al meu. Bășoiu, că ți-l spui. Și cum îl cheamă? Că l-am pușcat. Și nevastă s-a murit, am stat cu ea în pușcărie, tia Bășoiu. Așa. Și are un băiat profesor, vin pe aici, pe la mine, prin casă. Și când vin cu executorul de a măsura pământul, dar nu mi l-a măsurat, că m-a mai băgat și atunci am foc și tot nu mi l-a dat. Așa. Nu mi l-a dat, noi muri. Să stăpânească ei sănătos, că n-am nimic. Ce să mai fac? Nu mi-l dă, nu mi-l dă. Mai bine să-mi lase viața decât să mă omoare pentru pământ. Că trăiești așa. Și eu ce-am făcut, doamnă? M-am dus iar. Și am luat legătură cu ei. Și atunci mi-a spus Domnul Tomiță de ei, cum o portă în sânt. Cum o purta pe Ioana? Păi mai pleca cu ea, săraca, că mai fugia și ei, doamnă. De Domnul Tomița a purtat în sân, doamnă, și cu capul scos aici, cu centură groasă picea ca să o țâie, și așa fugea cu ea. Păi crezi că a stat? Eu m-am iert cum n-am murit, bre. Nu, ți-a spus, dar cine să spune? I-a făcut coajă de brac sus, așa ca să o-i facă baie când a făcut roz de copaie. Coajă de brac? Da. Dumneata, ai ținut vreodată o armă în mână? Oho, pistol. Pistol? Da. Păi, dacă am avut soțul lucrare, doamnă, și când a venit odată un pădurar și încă cu un jandarm, să casă prin casă, era, știi, tale timpurile astea, pe 49, știi? Eu aveam un tuș mare cu fire pe sobă și zic să nu-l găsească în casă, l-am băgat în tuciu cu fire. Stai, l-am luat și l-am aruncat în lac. Și-am scăpat de el, nu m-am fricat. Pacu n-am, doamna, că nu. Tacu, cum să mai trag cu mâinile astea? Poate să trag în ăsta. Dacă nu, dacă mai trăim capitanul Cârnu, nu-l iert. Dar există undeva capitanul Cârnu? Ai auzit despre el ceva că trăiește? Păi poate o trăi pe ăsta, nu-l iert. Dar unde poate să fie? Păi mă interesez eu, dar nu e momentul. Când o să te mai interesezi? Lasă, doamne, păi chiar dacă mor, am două fete, am nepoți. Îl sperii. Trei nepoți. Îl sperii dacă te aude capitanul Cârnu. Ce hige mâinile astea bolnave în gât. Cum mi-a făcut și el. Când mă rugam, nu mă omorâi, mai bine în pușcă. Mă rugam de el să mă împuște, să mă mai chine. Când săria în capuiu, când îi tai capul și lui nu era milă de mine. Păi de-a mine cu ăla de... Ne-au cu dungi de-am stat 10 zile în frunte și în genunchi. Și mie să-mi chiep milă de el, nu mi-e milă. Eu cu aici din sal n-am nimic, doamnă. Eu cu lumea din sat n-am nimic, ai din sat nu m-a bătut pe mine. Pe cum să nu. Nu m-a bătut. Oamenii din sat, eu cu lumea din sat n-am nimic. Ai avut 25 de ani condamnat? 25 de ani la urmă mi-a dat. Am avut condamnarea la moarte și m-a băgat în lanțuri. E gata, mama? Da, e gata. Când m-a dus, m-a luat de aici, era închetatorul Bădicuț, Tănase, că știu cum îl cheamă. Era pe sală, mulți închetatori, dar pe ala nu-l cunoștem, nu-l văzusem întâi din tâi. Și făcea, pasta eu închetez, fără să mă vază niciodată, ce pasta eu închetez. Așa. Toate erau în spaima lor, bre, eu. Așa. Când m-a luat la închetă, m-a dus acolo. Nu puteam să-l bebecesc, că nu-i vedeam miscălitură, nu-i vedeam eu să-l știu cum îl cheamă. O ala cu o dantură frumoasă și înalt și cu părul creț. Am pus mâinile în jos, să trăiți, am luat poziția de drept ca militarii, să trăiți, domnule închetator. Bună ziua. Ia spune. Mă întreabă, nu știu nimic.
Iar mă întrebă, nu știu nimic, iar mă întrebă nimic. După aia zice, cum e cu țapii? Zice așa, cum e cu țapii? Aș cu țapii. Dar eu trecusem când m-am dat jos și niște capre și niște țapi. Un țap și capre pe drum. Dar eu știu că de popa, dar ca să nu-l spui pe popa, că știam că la popa când făcea așa țap, ce avea el să mă încheteze de capre? Dar de țap era popa. Așa le spune la pop țapi. Și eu zic, domne, zic că eu am văzut și capre și țap, dar ce știu eu cu sunt? Nu știu, doamnă. Când s-a sculat pe după masa aia și eram, uite cum stă doamna de la în picioare, lângă o subă, când s-a dat pe după masa, acum e, trăiește, împitește, s-a dat după masa așa, doamnă, și când a venit la mine și mi-a dat, când am căzut jos, tot felul de stile am văzut în ochi. Galbene, vezi, tot felul de stile am văzut în ochi atunci. Așa m-a plesnit aici. Da, plesnitură. Și m-am bătut și doi, și m-am bătut și m-am doi. Și m-am răzmat iară în picioare și iară doi și iar bat. M-a dus de câteva ori, n-am spus nimic. Până la urmă, dacă am văzut eu, doamnă, că nu mai încotro, mi-a dat vezi tot Dumnezeu. Eu îmi făceam Sfânta Cruce cu limba în gură. Când mă ducea cochelarii la oi la închet, ajută-mă, Doamne, și acum să nu spui nimic. Nu mai duceam să scap ghie. Ajută-mă să nu spun nimic. Când m-a dus și iar m-a încheta iară. Și atunci i-am spus, domnule anchetator, dumneavoastră scris ce vreți acolo. Și nu m-am mai bătut vreo, doamnă. A scris el ce-a vrut acolo, dar nu m-am mai bătut. Dar m-a bătut din condii. M-a bătut din condii. Comuna asta Lucșoara n-a încheiat încă războiul ei cu comuniștii, după cum... Doamna, n-am coi din sat nimic cu niciunul eu. Că și așa, barin să mai răsuflu, să mai trăiesc de asta, mă. N-am nimic cu niciunul eu. Care aș mai avut ceva cu el, a murit. A murit, ca și a avut. Că mi-a trecut în confiscare puțin și încolo a luat el. Și-a cărat el. Dar a murit. A murit. Spânzurat așa, pe o scaură. Așa a vrut Dumnezeu, vezi, că eram închis a doua oară, era treia oară acum. De două ori am fost. Am fost rânduită, doamnă, am fost rânduită să trag și le-am tras, dar am ajuns, mă vedeți cum sunt, doamnă, mă vedeți cum sunt, că nu eram așa. Și cu ăștia ce-a putut, doamnă? L-a dat afară din armată. Pe domn tocmăiță, l-a dat afară din armată, hai mă, l-am dat afară. Nici în casă nu-l las, pe ce fel de om ești tu? Adică numai tu să trăiești și-au lasă le dracu să moară, nu? Oameni cu carte și avea unul mort în război pentru patrie și i-a apărat, nu? Și Alan cu plămânii, doamnă, că nine să-ți pierd, nu știu cum să-mi stai de minț. Alan bolnav cu plămânii, doamnă, și să n-ai văd și el o bucățică de plămâni, nu? Ba să nu mai gândești prin sa, păi e dreptate, doamne, asta nu e dreptate. Asta să judece cum o vrea ei, dar eu pentru mine nu e. Că mi-l-o da mie, că nu mi-l-o da, păi să vede, doamne, că are dușmanie pe mine, că nici pământul tot, când le-a dat bani acum, o mențiune așa, nu, un hectar nu ne-a pus de o pogonă, nu ne l-a mai dat, nu mi l-a mai dat. Și de ce ai pus drug la ușă? Asta cu frica nu o înțeleg. A, da, doamne, uite, vă-l arăt, nu știe ei. Am un drugulit care aș putea eu să-l iau în mână și când mă dau alături de ușa așa și până să-l dea cu pistolul, îi dau eu cu ăla în cap. Ba din să-l duc peste cam. Mor și par să mă împuște și el la urmă. Și asta o fac dacă să încercă cineva să-l dea. În pridvorul casei dumneavoastră se află această cruce pe care ați vrut să o ridicați pentru martirii din... Care a murit pe... Am râs pe... Și stă acolo, pe în pridvorul casei. Uite, stă și acum mi-a luat și alea trei cruciulițe. Le-a luat cine? Nu știu, doamnă, nu pot să zic că nu știu. Că eu am fost, m-a luat fata călare, pe cal călare, m-am dus călare, când i-a făcut pomană de 6 săptămâni. Că n-am mai avut nicio putere să mă mai ducă cu mașina, că e benzina scumpă. Așa. Și m-a luat peste de el, că e aproape cu calul.
Și era. A venit domnul Ionescu și le-a vopsit, le-a dat cu ulei. Și când am venit, am văzut că nu mai sunt. După aia, după ce s-a certat, cine l-a luat, nu știu. Dar nu mai sunt. Că din ea mi-a luat eu niște gâle așa și le-am băgat pe supat. Că dacă știam, le băgam toate de atunci. Dar nu m-am gândit, doamnă, că mi l-o luat. Nu m-am gândit. Nu m-am... Și acum am auzit multe. Eu și am ieșit soțul meu când a venit cineva ca să slujească curtea de plac în pulungă. A venit cineva, doamnă. Dar dragosabil, a venit și eu n-am fost. Și Gheorghe s-a dus și a mai spus și el acolo. Și a fost două femei și i-a spus Gheorghe. Deci a făcut, a fost comuniști. Zice, și-a făcut multe nedreptăți în sat. Trebuia să tacă și Gheorghe, să nu vorbească, că deja e bătrân și în cârge. Să nu vorbiți? Păi, păi de doamnă, eu aș vrea... Eu tu mă zic. Dacă eu auzi că se schimbă, ăsta mai lungește viața țâră, să trăiesc mai bine o săptămână. Se schimbă. O săptămână, dar să nu mai fie frică de nimeni, nu mai de Dumnezeu, păfiți. La lua, maică. Fiecare celulă are muzica ei. Deschiderea și închiderea putea fi sesizată cu ascuțimea auzului ca să știi ce celulă se deschide.
țara era împânzită de mitinguri, în 18 ianuarie 1947, Iuliu Maniu lansează un apel către națiune. România, avertiza el, era bântuită de cea mai neagră urgie. Țara era sfâșiată de teroare, minciună și fals, încât mândria și demnitatea națională îi fuseseră îngenunchiate. Iuliu Maniu îndemna națiunea la luptă, la rezistență și aprecia că românii aveau dreptul să cheme guvernul Groza în fața Tribunalului Națiunii. La 24 ianuarie, guvernul român este invitat de cele trei mari puteri la semnarea tratatului de pace stabilită pentru 10 februarie la Paris. 9 februarie se inaugurează Casa Prieteniei Româno-Sovietice ca și alte organizații de acest tip. Februarie. Guvernul Groza semnează tratatul de pace. Comuniștii români, speriați de evoluția politică internațională, cer prin demonstrații rămânerea în țară a Armatei Roșii. Iuliu Maniu și Dinu Brătianu declanșează o acțiune de revizuire a tratatului de pace, revendică Basarabia și nordul Bucovinei și vorbesc despre condițiile umilitoare ale armistițiului. 10 mai, deși după conferința de la Moscova din 4 aprilie, în Europa se instalase războiul rece, președintele Statelor Unite, Harry Truman, acorda regelui Mihai I Legiunea Meritului, cea mai înaltă distincție de război americană pentru contribuția excepțională la cauza libertății și a democrației. Cu toate acestea, regele nu putea efectua nicio schimbare fără acordul Națiunilor Unite. De ce, întreba Iuliu Maniu, românii erau pedepsiți de marile puteri? Iunie, comunizarea forțată a României începe prin lichidarea opoziției politice. Autoritățile văd în Partidul Național Țărănesc și în cel Național Liberal adversari ireductibili. Presa comunistă îi atacă pe Iuliu Maniu, pe Dinu Brătianu, pe social-democratul Constantin Titel Petrescu, numindu-i epave reacționare. În timp ce Petru Groza primea lunar instrucțiuni de la Moscova, la 20 iunie 1947, Iuliu Maniu cere eliberarea celor 1000 de aderenți național-țărăniști închiși la Pitești, Gherla, Miercurea Ciuc și București. Teroarea dezlănțuită, refuzul autorităților de a respecta libertățile individuale și publice, îl îndeamnă pe Iuliu Maniu să se gândească la o comunicare mai directă și mai tranșantă cu lumea liberă. Fără a se aștepta judecarea celor arestați la Tămădău și a celor reținuți în cursul zilei de 14 iulie, Teohari Georgescu anunță în 29 iulie dizolvarea Partidului Național Țărănesc, desființarea tuturor organizațiilor sale până la cele de plasă și comunale, închiderea sediilor, lichidarea arhivelor. Camera Deputaților ratifică hotărârea după ce în 18 iulie aprobase ridicarea imunității parlamentare a tuturor național țărăniștilor. Să se aștearnă lespedea de mormânt, cerea un deputat peste ultimele rămășițe reacționare neofasciste din România. 21 octombrie începe procesul Fugii de la Tămădău, de fapt un proces al Partidului Național Țărănesc. 30 decembrie 1947. Regele Mihai, ultima fortăreață în calea sovietizării României, este obligat să abdice. România este proclamată republică și devine practic o zonă de influență a Moscovei. Operațiunea Tămădău, așa cum o confirmă astăzi arhivele, a fost pregătită și gândită în cele mai minuțioase detalii de Serviciul Special de Informații de pe lângă președinția Consiliului de Ministri. Guvernul lui Petru Groza a folosit deseori în lupta politică serviciile secrete. 47, vara, primăvara, asta facem. Am primit informații că un grup de politicieni vor să fugă în străinătate cu scopul de a crea un guvern în exil. Nu știu ce. Am luat măsuri ca să anihilăm această încercare.
au fost arestați. Că au fost ei așa de deștepți că au venit și Penescu și Lada și mai știu eu cât s-au înțeles cu un aviator care, în care cred că mai mult de 3-4 persoane nu puteau să intre în avionul acela. Dar asta e, nu ne interesează pe noi și nu ne privește pe noi cum au făcut ei. Dar încercarea a fost de a pleca în străinătate și Mihalache printre ei a fost. A creat un guvern în exil. Nu vreau să spuneți că a fost ea câștigat alegerile și deci... Nu, n-am spus că am câștigat, am zis că am fost alături de ei, blocul a fost alături de ei până după alegeri. După alegeri au fost suprimați. Într-un document strict secret emis la 20 mai 1969 și semnat de Ion Stănescu, președinte al Consiliului Securității Statului, se precizează în mod clar autorii trădării de la Tămădău. Cităm. În mai 1947, în timp ce Preda Gheorghe era ajutant aviator în cadrul Comandamentului Forțelor Aeriene Militare, s-a cunoscut cu inginerul Popescu Gheorghe din București, care se găsea în acea perioadă în anturajul grupului Maniu Mihalache. Inginerul Popescu Gheorghe i-a propus aviatorului Preda Gheorghe să procure un avion și împreună cu oamenii mari din conducerea Partidului Național Țărănesc să fugă în străinătate. După ce Popescu Gheorghe le-a făcut această propunere, aviatorul Preda Gheorghe, împreună cu aviatorul Lustig Romulus, au informat organele de partid și de stat, de la care au primit dezlegare și, în consecință, cei doi piloți au acționat împreună cu organele de siguranță pentru zădărnicirea planului de evaziune și de prindere a grupului de fugari. Înainte cu o zi de 14 iulie, duminică 13 iulie, în subsolul Ministerului de Interne, era o agitație neobișnuită. Jumătate din celularul de garsoniere a fost evacuat, în total 10 celule. După amiază se mai golesc încă 5. Exact câte persoane aveau să fie arestate la Tămădău, demnitari, soțiile lor, aviatori, complici ai SSI-ului și șoferii. Fiind deja arestat în Ministerul de Interne, împreună cu alți tineri țărăniști, unul dintre supraviețuitorii Tămădăului își amintește că aceste elemente ale scenariului, ale cursei, pregătite din timp, au fost confirmate mulți ani mai târziu la Paris de mărturisirea lui Constantin Mihalcea, unul dintre inspectorii anchetatori. Pe 13 iulie, aflându-se la Constanța, acesta a fost chemat printr-o telegramă să se prezinte de urgență la București. Este introdus imediat în cercetarea și în anchetarea lui Ion Mihalache. În cele 99 de dosare ale Arhivei Iuliu Maniu se păstrează un interogatoriu în 25 de puncte și un chestionar de 30 de întrebări la care acuzatul a fost obligat să revină în mii de ore de anchete și de confruntări. Scoaterea Partidului Național Țărănesc în afara legii avea nevoie de capete de acuzare extrem de dure. Cităm din pagina 3 a sentinței. Partidului Maniu și-a încheiat drumul său, transformându-se într-o organizație conspirativă de spioni și complotiști, care, cu sprijinul direct din afară al cercurilor imperialiste, printr-o intensă propagandă ostilă, pregătea resturnarea prin forță a regimului democrat din România. Această acuzație a fost demontată în anchete, cu argumente, cu declarații, cu probe. În esență, Iuliu Maniu demonstrând că, deși avea capacitatea oricând să răstoarne guvernul prin forță, având și adeziunea maselor largi, nu a vrut niciodată să confere luptei politice o formă violentă. Iuliu Maniu era acuzat de a fi condus și coordonat activitatea unor grupuri teroriste, printre care Sumanele Negre, în fond o organizație de autoapărare, de a fi fost un reazem al monarhiei, un adversar al unității naționale și un asupritor al poporului român. În momentul desființării, PNC avea peste 2 milioane de aderenți. Circa 300 de mii reprezentau suprastructura partidului, de la venerabilii Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Ilie Lazăr, Aurel Leucuția, la Corneliu Coposu, Ioan Bărbuș, Șerban Ghica, Cicerone Ionițoiu. Trei sferturi dintre acești lideri s-au prăpădit în închisori. Ancheta PNC a fost condusă de generalul NKVD-ist Pantiușa Botnarenko, secundat de Nikolski, Dulberger, Avram Bunaciu, Emil Botnăraș. O mare parte dintre fruntașii țărăniști s-a stins în închisoarea de la Galați.
După venirea lotului aici, s-au bătut ferestrele în cuie și au fost zidite cu ciment. La capul Midia, unde comandant a fost criminalul Liviu Borcea, circa 700 de politici au murit în 2 ani, la Sighet, la Râmnicu Sărat. Încrederea în supraviețuirea din Holocaustul comunist a fost temelia rezistenței. N-aș putea să spun că nu a contribuit și rezistența fizică. Eu am intrat în condiții foarte bune, foarte prospere în închisoare. Am pierdut mai mult de jumătate din greutatea cu care am intrat. Am intrat având 112 kg și am ieșit cântărind 51 de kg. Omul din fața noastră fusese campion de haltere. Blândețea acestui chip de la 30 de ani la 70 de ani a luat forma pietrificată a rocilor tari, rezistente, impenetrabile. Omul din fața noastră domină un destin omenesc profund nefericit. O suferință fizică, morală și intimă care se întinde pe durata unei vieți. La eliberarea din închisoare, Corneliu Coposu nu și-a mai regăsit familia și prietenii decât în fotografii. Idearurile îi fusese răsfărâmate. Soția sa, Arlet Coposu, murise după 14 ani de detenție. Omul din fața noastră a fost ceea ce trebuie să fie. Chiar și rănită de moarte, o conștiință rămâne o conștiință. Ați făcut o mărturie de-a dreptul cumplită. Viața la Râmnicu Sărat se trăia prin urechi, prin auz, după scârțâitul balamalelor. Și dumneavoastră, după aproape 8 ani de izolare totală, ați uitat să vorbiți. Da. În acest timp n-am schimbat niciun cuvânt cu nimeni. Uitasem să vorbesc. La ieșirea din închisoare, în domiciliu obligatoriu, avem dificultăți majore în a lega noțiunea cu cordele vocale. Mi-a trebuit o deprindere similară copiilor care învață să vorbească până când am reușit să-mi restabilez maniera de a vorbi normal. Sigur că nu utilizasem cuvântul atâta vreme, și pierdusem deprinderea de a mai lega frază împreună. Domnule președinte, era cunoscută poziția dumneavoastră inflexibilă, așa cum spuneați, fără retuși. Ați fost bătut? Bătăile în pușcărie eram bătăile obișnuite pentru menținerea disciplinei. Nu erau cele mai grave. Am fost bătut cumplit, am fost bătut cu sarci de nisip, cu cearceaf ud în baie, am fost pus să fac manej, nu mai vorbesc de suspendările pe o rudă de fier pentru a fi bătut la tălpi, bătăi cu capul de zid, cu pumni, cu palmele, astea erau considerate ca violențe mai ușoare.
raportate la bătăile sistematice prin care anchetatori, așa zice anchetatori, vroiau să scoată anumite declarații sau să impună să-ți însușești punctele lor de vedere. Sunt încă mulți oameni foarte implicați în acest trecut comunist, cărora nu le convenea ca să se dea în viliag adevăratul aspect al represiunii comuniste. Mulți ani s-a vorbit sau s-a concentrat asupra realizărilor epocii comuniste, fără să se arate care au fost sacrificiile cerute de la populație din România ca să se facă aceste realizări. Deci a fost un trecut deformat, după mine, prezentat deformat, fără să se analizeze acest trecut. Nu putem înțelege de ce s-a ajuns unde s-a ajuns, mai ales în anii 50 și începutul anilor 60. Generația lui Corneliu Coposu a revenit în viața politică după 50 de ani de opresiuni necruzătoare. În ianuarie 1990, România post-revoluțională face cunoștință cu liderii partidelor tradiționale, cu cei care investiseră sânge și suferință pentru desprinderea de comunism. Omul politic se aruncă cu o remarcabilă vitalitate în vâltoarea evenimentelor de după 1989. Corneliu Coposu nu emigrase niciodată în străinătate, așa cum forțele de ordine încercau să manipuleze un segment masiv de populație speriat, neinformat și ușor de indus în eroare. Era și aceasta una dintre minciunile, mari cât secolul, aceea referitoare la trecutul personalităților marcante din opoziție. Nu mâncaseră salam cu soia ca toți românii. Într-adevăr, în pușcării, salamul cu soia ar fi fost un lux. Opoziția organizează în 12 ianuarie 1990 prima demonstrație anticomunistă împotriva noii puteri dominate de comuniști. În 28 ianuarie 1990, zeci de mii de demonstranți antiguvernamentali se adună din nou în Piața Victoriei pentru a protesta împotriva hotărârii de ultimă oră a Frontului Salvării Naționale de a candida în alegeri. Propunerea dumneavoastră, de fapt, nimic nu schimbă din tematica problemei pe care am dezbătut-o ieri. Este numai o formulare de propunere asupra căreia trebuie să deliberăm noi și alții și deci să formeze ea însăși o idee de deliberare în viitor. Vă propun acum să liniștiți trupele și să îi sfătuiți. Domnule, mă rog. A doua zi, în 29 ianuarie 1990, este lansată o contrademonstrație muncitorească de susținere a frontului. În aceeași noapte se lucrează masiv în subsolurile Ministerului de Interne, la lozinci, la slogane, se confecționează sicrie, firește pentru opoziție. Corneliu Coposu a fost dus cu un tap până la televiziune. Aici a înregistrat o declarație care nu va fi difuzată niciodată. În această declarație afirma că nu plecase din țară din anul 1938. La casa cu mușcate din Mămular 19 au rămas încrustate pe ziduri urmele demonstrațiilor prietenești din ianuarie 1990. Bombele incendiare puse de falși mineri, neidentificați niciodată. Corneliu Coposu se încăpățâna să creadă că democrația este forma de guvernare ce corespunde cel mai bine demnității umane. Istoria s-a repetat și în iunie 1990. În noaptea de 14 iunie, în fața casei din Mămular 19, a fost aruncat un cocktail Molotov, după care s-au primit telefoane de ură dezlănțuită. Ca niște șobolani o să ardeți. A doua zi, minerii au spart ușa cu o rangă și au percheziționat locuința. Violențele n-au încetat în tot cursul anului 1990. Zeci de oameni arestați, maltratați, răniți, morți. Devastarea universității, a sediilor partidelor istorice, a redacțiilor ziarelor independente. Toate acestea
sunt legate de cea de-a treia venire a minerilor la București, chemați de fostul președinte Ion Iliescu să curețe piața universității. Una dintre surorile lui Corneliu Coposu, Doina, bolnavă de cardiopatie ischemică, moare în urma evenimentelor din anul 1990. De sacrificiile pe care le-au făcut eroi, niște biețani de pușcărie, contează mai puțin. Anticomunismul nostru nu este o pornire împotriva foștilor membri ai Partidului Comunist, pe care nu vorbesc de nomenclaturiști, nu vorbesc de torționari, nu vorbesc de cei care au contribuit la dezastrul țării și la umilirea poporului român. Avem cu ideile comuniste, cu marxismul, avem cu această ideologie care pentru țara românească a însemnat mai mare catastrofă decât amândouă războaiele mondiale. Ceea ce a pierdut poporul român prin comunism nu poate fi compensat în viața a două sau trei generații. În numele președintelui Republicii Franceze și a puterilor ce-mi sunt conferite, vă declarăm ofițer al Legiunii de Onoare. De ce credeți, domnule senator, că acest act de dreptate a fost realizat de o țară prietenă de Franța și nu de România? De ce nu România a încoronat meritele de luptător ale lui Corneliu Coposu? Suntem rezultatul unei revoluții anticomuniste. Ei bine, cei care au acaparat puterea după această revoluție n-au recunoscut absolut niciodată lupta anticomunistă dusă de întregul popor român, n-au recunoscut oficial, niciodată, și nici neoficial, niciodată, lupta pe care am dus-o, suferința acestui popor, rolul pe care l-am avut noi, cei care am supraviețuit și cei care nu mai sunt. Deci n-a existat o recunoaștere. Atunci, cu atât mai mult nu puteau să rostească și să facă ceva legat de Corneliu Coposu, care, vorba aceea, le stă ca sare în ochi. Corneliu Coposu reprezintă pentru ei tot ce poate fi mai rău. Este omul care nu vrea să fie prim-ministru, nu vrea vilă în primăverii,
nu vrea să fie nimic altceva decât un apărător fidel al democrației, al destinelor acestui neam. L-am cunoscut pe Cornelu Coposu în anul 1933 la Cluj. Era redactorul la ziarul România Nouă. Ziarul România Nouă era pe atunci oficiosul lui Iuliu Maniu. Ne-am revăzut în refugiu la București, amândoi fiind din Ardealul cedat Ungariei în 1940. Am colaborat la ziarul Ardealul, care era organul refugiaților ardeleni în epoca respectivă. Am fost alături de Cornelu Coposu pentru că eram alături de Iuliu Maniu și pentru că eram alături de Transilvania și pentru că eram alături de democrație și de destinele României. I-am cunoscut și familia. O văd și acum pe soția lui Arlet, o frumusețe, o luptătoare, care, după cum știți, a suferit și a rigorile temniții. I-am cunoscut și surorile, de care eram apropiat și prin vârstă și prin preocupări de familie. Ce să vă spun? Ne-am cunoscut în partid. În Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, amândoi am fost candidați în 1946 la alegeri. Eu am candidat la Bihor, el a candidat la Salaj. Atunci, după cum știți, alegerile au fost inversate. Noi am câștigat, de fapt, alegerile și ne-au acordat 33 de voturi, de 33 de mandate parlamentare, pe care cu toții le-au refuzat. N-am regăsit mușcatele în cartierul Primăverii, ci acolo unde le-am lăsat, și poate că e important acum să-mi spuneți, să-mi mărturisiți ce rol are morala în politică, pentru că linia Maniu-Mihalache-Coposu a adus și a impus morala în politică. Deci mușcatele nu sunt în Primăverii, sunt acolo unde erau acum 5 ani. Eu concep că fără mușcate, în fereastră, cum spuneți dumneavoastră, adică traducând într-un limbaj liber, fără consecvență și moralitate, nu poate exista o politică valabilă. Sigur că poate exista în conjuncturile deosebite, cum este cea prin care trecem noi acum, poate exista o pseudopolitică făcută de niște oameni pe care nu-i leagă decât interesele pragmatice de moment și care nu au altă preocupare decât prelungirea agoniilor guvernărilor politice. Domnule președinte, există cuvinte care rămân gravate în inimile noastre. De curând ați spus la Alba Iulia, atâta vreme cât nu se vor realiza frontierele din 1918, nu va fi pace și liniște în nicio conștiință românească. Da, le-am spus, le recunosc, le repet și le voi repeta până în ultimul moment. Am avut o șansă deosebită. Nu spun o inspirație, nu spun că am fost un ghicitor în stele, dar există urme scrise că în 1940, când am pierdut provincia noastră din Răsărit, în urma agresiunii sovietice, a fost vorba de o agresiune militară, am spus atunci cu curaj și cu răspundere că atâta vreme cât va exista Uniunea Sovietică, România nu va avea o independență reală. Dar am adăugat, sper că voi trăi momentul în care acest colos pe care nu-l ține nimic altceva decât niște interese imperialiste îmbrăcate în ultima fază în drapel roșu, se va prăbuși. Am ajuns la satisfacția de a vedea acest pronostic după multă, multă așteptare, dar realizat. Basarabia și Bucovina sunt teritorii românești și vor trebui să redevină teritorii românești.
Și am spus-o și afirm că dacă generația noastră nu va fi în stare să realizeze ceea ce înaintașii noștri, dintre care pe unul l-am omagiat dezvelindu-i statuia zilele trecute la Alba Iulia, pe Iuliu Maniu, care a realizat Marea Unire. Dacă generația noastră nu va fi în stare să realizeze din nou această reeditare a Marei Uniri de la 1918, atunci generația nouă va avea drept testament capital realizarea acestui obiectiv. Pentru că România nu este întreagă nici fără Transilvania, nici fără Bucovina, nici fără Basarabia. Integritatea noastră națională până la frontierele etnice ale neamului românesc este o obligație sfântă pentru toți. Este a 11-a poruncă a Decalogului românesc. Sute de mii de români l-au însoțit pe Corneliu Coposu pe ultimul drum pământesc în noiembrie 1995. Timp de trei zile, șiruri nesfârșite de oameni au așteptat ore întregi spre a se ruga la catafalcul seniorului și a-i aduce ultima reverență. O mulțime, unită în tristețe și în fraternitate, a venit în Bulevardul Carol, în piața Universității, în Bulevardul Elisabeta, în Piața Revoluției, spre a-l însoți în ultima sa călătorie pe Marele Dispărut. Omul politic care traversase exemplar deșertul roșu și timp de 50 de ani demonstrase puterea de insubordonare a demnității în fața dictaturii comuniste, primea abia acum, în ceasul stingerii sale din viață, gratitudinea și venerația concetățenilor săi. Deși oficialitățile nu i-au organizat funeralii naționale,
iar Ion Iliescu a evitat printr-o vizită în străinătate și această ultimă reconciliere cu marele său adversar politic, România întreagă a fost în acele zile în doliu. În acești ultimi ani de viață, Corneliu Coposu a avut bucuria de a se ști iubit de prieteni, de foarte mulți necunoscuți, cei mai mulți tineri. Nu numai pentru anii de suferință era iubit, ci mai ales pentru marea sa consecvență în apărarea democrației. Vor rămâne de neșters cuvintele profetice ale seniorului privind viitorul țării sale și al lumii occidentale în care urma să revenim după 50 de ani. Europa va putea să fie unită când va fi eliberată de comunism. Revoluția populară din decembrie 1989 nu s-a născut doar cu scopul să doboare tirania, ci și cu acela mai important de a șterge o ideologie ca cea comunistă, străină firii poporului nostru și care s-a demonstrat falimentară nu numai în Europa de Est, ci și în întreaga lume. Întrebat de un ziarist italian, cât timp credeți că îi va trebui României ca să-și revină? Era ianuarie 1990, Corneliu Coposu a răspuns: imposibil de precizat, însă un lucru e sigur, înapoi nu ne întoarcem. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării. Răsădește, Doamne, dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură și așterne peste munți de zbură liniștea, iertarea și seninul. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării. Moartea lui Corneliu Coposu a produs în inimile românilor o imensă durere. Durerea că au pierdut o valoare națională inestimabilă. A murit moralitatea vieții noastre politice, afirma eminența sa cardinalul Alexandru Todea, și acesta era adevărul. Istoria românilor primea în acele zile, între paginile sale, pe liderul neîncoronat al opoziției democratice, pe cel care întruchipase suferința și rezistența românească. Existența dramatică a lui Corneliu Coposu a devenit pentru compatrioții săi un izvor de meditație, de căință și de conversiune morală. Moartea lui a pus în mișcare un capital de energie sufletească nebănuit. Opera politică a lui Corneliu Coposu a lucrat în conștiința neamului său și după propria ei dispariție. Acesta a fost destinul seniorului.
Cu ce aș putea compara celula mea singuratică? Ea se poate asemăna cu o minunată pădure plină de mireasma tuturor florilor. Crucea este singurul pom pe care crește floarea bucuriei desăvârșite. Între maile mărturii ale secolului 20, despre detenție, despre gulag, despre teroarea roșie, istoria va reține și mărturia pastorului Richard Wurmbrand. Glasul lui, auzit în toată planeta, imediat după ce a trecut în lumea liberă, în anul 1966, a fost nu numai glasul bisericii prigonite, ci glasul unui martir viu, al unui adevărat apostol Pavel din spatele cortinei de fier. Pastorul Wurmbrand s-a născut la 24 martie 1909 într-o familie de evrei din București. Vorbind din tinerețe nouă limbi, cu o dotare intelectuală de excepție, se apropie de mișcarea comunistă, ca mulți alți evrei români. Acționează în ilegalitate, este închis, se îmbolnăvește grav. În fața morții începe să studieze Biblia, o convertire spectaculoasă care va produce despărțirea definitivă de comunismul ateu. Este botezat în biserica de pe lângă misiunea norvegiană luterană pentru evrei, fiind un promotor al comuniunii tuturor creștinilor, indiferent de rit. Imediat după anul 1945, tipărește 1.000.000 de evanghelii în limba rusă pentru trupele de ocupație ale Armatei Roșii aflate în România. Deși Biserica Ortodoxă este datoare să-l susțină pe regele Mihai, totuși în interiorul ei se duce o luptă aprigă pentru a împăca tradiția monarhică și colaborarea cu noul regim comunist. Erau anii 1947-1948. La un istoric congres al tuturor cultelor, Petru Groza încearcă să-i convingă pe cei 2000 de preoți, pastori, rabini, că cele două curente, comunismul și creștinismul, sunt fundamental asemănătoare și pot coexista. Unul după altul, episcop și pastor, la unison, se întrec în a aduce laude lui Stalin. Spre a spăla rușina, pastorul Wurmbrand ia cuvântul și în discursul său arată că datoria slujitorilor lui Dumnezeu este de a-L slăvi pe Iisus și nu puterea trecătoare pământeană. Am avut de plătit mai târziu pentru această îndrăzneală, va spune Wurmbrand. Tatăl meu era un om care tot ceea ce spunea, într-adevăr împlinea. Una dintre poveștile cele mai impresionante din viața mea a fost la vârsta când aveam numai 6 ani și jumătate. Așa s-a întâmplat că imediat după războiul al doilea mondial, un creștin din străinătate i-a dus tatălui meu o ștofă să își facă un costum nou. În fiecare dimineață tatăl meu îmi povestea diverse povestiri moralistice creștine. Și una dintre poveștile care mi le-a spus în acea perioadă era despre o femeie care era foarte zgârcită și a trecut un cerșetor la ușa ei și la mari insistențe i-a aruncat o bucată de brânză mucegăită acestui cerșetor. Și noaptea respectivă, femeia a visat că a ajuns în cer și era un mare banchet și a vrut să se așeze jos la acest banchet și un înger a tras-o de mânecă și a spus: Doamne, dumneata, trebuie să stai la masa cealaltă, unde este brânza aia mucegăită, pentru că toți ăștia au dat ce a fost mai bun ce au avut, pe că dumneata ai dat numai brânza mucegăită. Și atunci tatăl meu, bineînțeles, mi-a făcut morala că atunci când avem ceva, trebuie să dăm ceea ce prețuim și nu să aruncăm cuiva gunoiul care nu-l prețuim.
Așa se întâmplă că la 2 sau 3 zile după această povestire, tatăl meu, foarte mândru, se proba, cum era pe vremuri în România, un costum nou, nouț, din acest material adus din străinătate, în oglindă. Și eu, fiind acolo, i-am spus tatălui meu, zic, acum ai 2 costume. Și fratele Weissmann, în biserica noastră, care întotdeauna vine cu un costum peticit la biserică, zic, ar trebui unul dintre cele 2 costume să le dai fratelui Weissmann. La care tatăl meu pe loc m-a întrebat, zic, și care trebuie să-l dau? Și i-am spus, costumul care vrei să-l porți în ceruri, pe ăla să-l dai. În aceeași după masă, tatăl meu l-a chemat pe acest bătrân frate Weissmann și i-a dat costumul nou adus din Elveția în fața mea. Așa că, fiind fiul pastorului Wurmbrand, asta e o moștenire extraordinară, este o bogăție extraordinară să ai pe cineva ca părinte pe care îl admir că ceea ce a spus a și făcut. Era o duminică frumoasă. Wurmbrand, împreună cu soția lui Sabina, se îndreptau spre biserică. De multe ori se întrebase ce înseamnă răpirea oamenilor de către securitate. Avea să o afle în curând. Un automobil negru s-a oprit în fața lui. 4 indivizi au sărit din el și l-au tras înăuntru. În multe nopți, Wurmbrand și Sabina s-au rugat, cerându-i lui Dumnezeu să le dea și lor o cruce, o încercare a credinței. Răspunsul pe care îl ceruse lui Dumnezeu venise. Mai mult de 8 ani, nimeni n-a știut din familia lui dacă era viu sau mort. În cartea sa de memorii cu Dumnezeu în subterană, Wurmbrand vorbește despre tortură ca despre un procedeu barbar, nemai întâlnit în cruzime, dar comun tuturor închisorilor securității. Zile și nopți a fost condamnat să facă manejul, să se târască în jurul celulei, 12 pași în total, și să audă la intervale de o oră strigătul prin vizor al gardianului: mai repede, mai repede, mișcă, nu te opri, ridică-te, mișcă. Când a căzut, gardianul s-a năpustit înăuntru și l-a trăsnit cu o măciucă. Azi dimineața, anchetatorul mi-a cerut să deschid gura. Este un lucru care ni se cere să-l facem destul de des, pentru ca autoritățile să se convingă dacă nu cumva vreun deținut a ascuns o otravă. Însă de data aceasta, când eu am deschis gura, ofițerul mi-a scuipat în ea. Tatăl meu a înțeles că orice îi se întâmplă este planul lui Dumnezeu. De multe ori spunea cu foarte multă bucurie că niciodată nu a avut o comunitate sau o biserică atât de bună ca cea din pușcărie, pentru că niciunul din enoriașii săi nu puteau să fugă de la predicile sale sau să evite predicile. De asemenea, tatăl meu n-a fost niciodată trist, n-a avut niciun moment vreodată de depresie. N-a existat un moment în care să spună, uite, mi s-a irosit viața sau am pierdut 14 ani. Din contră, a considerat că acești 14 ani au fost extrem de folositori tuturor celor pe care i-a întâlnit și vieții sale spirituale. Dacă toate celelalte porți către cer sunt închise, unui om îi mai rămâne poarta lacrimilor. Prin această poartă a trecut și pastorul Wurmbrand. Într-o dimineață a zgriat pe peretele celulei cu un cui cuvântul Iisus, sperând că acesta le va aduce mângâiere celor ce vor veni după el. Gardianul s-a supărat și l-a trimis la carceră. Ce era carcera? Un dulap zidit în perete destul de înalt ca omul să poată sta în picioare, cu o suprafață de 50 de centimetri pătrați, cu câteva mici găuri de aerisire și una prin care se împingea mâncarea. După o oră aleșinat, l-au scos pentru un răstimp, doar un răstimp, și a fost adus înapoi. A început să repete: Iisuse, mire scump al sufletului meu, te iubesc.
Curând, sensul cuvintelor s-a încețoșat, apoi s-a pierdut. În Evanghelia după Matei se spune că Fiul omului va veni în ceasul în care nici măcar nu te gândești. Această experiență a trăit-o la limita dintre viață și moarte. Din cauza hranei s-a îmbolnăvit din nou. Este dus la spitalul penitenciar din Târgu Ocna. Aici a stat 2 ani și jumătate în celula destinată muribunzilor. Cred că trebuie să ne referim în primul rând la spiritul care a fost destul de larg. El a constituit un fel de protestant foarte larg în vederi. Toți ceilalți, că erau chiar luterani, că erau baptiști, că erau penticostali, că erau adventiști mai ales, toți erau foarte închistați. Noi ne mântuim, voi pieriți, tot spuneam așa. În dogme. Da. El a fost un om foarte larg. Adică el primea, discuta cu toți și chiar era celebru în închisoare. Eu am stat cu el în închisoare de loc. Era foarte cunoscut pentru că toată lumea vorbea de Wurmbrand. Orică săreau pe el să-l sfâșie că era protestant, sau că ziceau, domnule, este are un verb extraordinar și o putere de credință și de afirmare extraordinară. Sabina Wurmbrand a fost arestată la numai 2 ani după soțul ei. Cu un lot de femei au fost repartizate la canal. La lagărul de la Poarta Albă, deținutele trebuiau să sape pământul, să-l încarce în roabe și să-l care la mari distanțe. Cele care nu-și făceau norma erau bătute și ținute fără pâine. Sabina, fiind micuță și fragilă, gardienii, ca să se distreze, o aruncau în Dunărea înghețată și apoi o pescuiau. S-a îmbolnăvit și ea foarte grav. Mai târziu, prin mărturia unui coleg de celulă, Wurmbrand a aflat că Sabina se afla în spitalul închisorii Băcărești. La canal a fost și pastorul, într-o brigadă de 400 de episcopi, țărani credincioși, sectanți, toți închiși din motive religioase. La conducerea acestei brigăzi au fost aduși criminali condamnați pe viață, cărora li s-a promis eliberarea dacă îi țineau pe prizonieri numai în teroare. Imaginați-vă, ne spune Wurmbrand în mărturiile sale, dacă acești criminali te vedeau că-ți faci o cruce, cum era obiceiul la români, sau îți împreun mâinele a rugăciune, sau spuneai un cuvânt despre Dumnezeu, erai bătut de moarte. Astăzi comuniștii m-au bătut măr până am leșinat. M-au reanimat turnând apă pe mine, după care au început să mă bată din nou. Închisoarea, că este o nenorocire, nu-i destul spus. Cuvântul acesta, nenorocire, n-ar putea reda ceea ce e realitatea închisorii. Este mai mult decât pot descrie cuvintele. Când am fost în închisoare, am fost cu doamna Coleta Grosu, ca să-i spun pe numele cum este, mult timp împreună. Și când suferința era mai mare și era așa de mare, câteodată ni se părea, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Dar și Domnul răspundea în acele clipe când noi eram de acum la pământ și când ni se părea, nu mai putem mai departe. Prin minuni, prin semne, prin cât un semn de dragoste, de ne înviora, de ne ridica iarăși. Și în acele momente vorbeam cu Coleta sau cu alte surori cu care eram împreună, spuneam, niciodată, dacă vom fi liberi, niciodată nu vom povesti suferința noastră aceasta vreunui om care n-a trecut prin închisoare, fiindcă închisoarea nu-i o nenorocire. Închisoarea întrece orice închipuire de necas, de batjocură, de umilință. Cuvintele
când încerci să descrii cuvintele, par ca o baciocură pe lângă realitatea închisorii. Și spuneam că nu voi povesti niciodată vreunui om care n-a trecut prin închisoare, ca să poată prinde realitatea a ceea ce spune, măcar o coardă din inimă să vibreze la această nenorocire pe care au îndurat-o 10.000 de oameni nevinovați în țara noastră. Spun 10.000, dar pot să spun 100.000. Moartea lui Stalin și căderea mitului de pe soclu i-au amintit lui Wurmbrand de anul în care a stat în celulă cu foși membrii ai Partidului Muncitoresc Român. E vorba de Lucrețiu Pătrășcanu. Comuniștii, spunea el, au irosit timp și energie ca să se pedepsească unul pe altul, un sistem cu adevărat criminal. Despre Stalin se știa că l-a otrăvit pe Lenin, a ordonat ca Trotski, autorul Marei Terori, să fie ucis cu târnăcopul. Hrușov l-a urât atât de mult pe tovarășul său, încât l-a denunțat ca asasin și tiran și l-a scos din istorie. Vasile Luca, Foriș, Teohare Georgescu, Ana Paucăr au devenit și ei victimele acestui sistem. Lucrețiu Pătrășcanu inventase o justiție nouă, o justiție care condamna fără a-i da putința celui incriminat să se apere. Și el a căzut pradă noii justiții inventate de comuniști. Jilava era, precum numele ei, o pușcărie a întunericului, a mucegaiurilor, a frigului. Wurmbrand intra în fortul 13 după ani grei de temniță. A venit ca un om din apocalipsă. Un om desfigurat de foame și de suferință. Desfigurat cum nu se poate descrie. Noi eram atunci la Jilava, într-o cameră lipsită de lumină și de aer, pentru că în Jilava geamurile nu serveau pentru a pătrunde lumina sau aerul, ci pentru a pătrunde întunericul. Se deschide ușa cu un zdrângănit sălbatic, cum era obiceiul, ca fiecare zgomot care se produce, se produc în noi șocuri. Se deschide ușa, nu intră nimeni. În sfârșit, din noapte, apare o siluetă. În ușa celulei numărul 3 de la Jilava a intrat o siluetă albă. Era un om de pudră. Era o pudră care vorbea de pământ, nu de zăpadă. S-a oprit singur în cadrul ușii, care făcea rama unui tablou, unui tablou de spaimă, pentru că intrase un om desfigurat de suferință. Nu poate fi descris un om de slăbiciune pe care o avea atunci Wurmbrand. Era un om înalt de felul lui. Slab cum era, se vedea conturul negru în jurul feței sale, conturul dat de întunericul culoarului de pe care apărea, pentru că culoarul de la Jilava era vopsit cu funingine scoasă din sobe, ca să fie și mai lugubră deținerea. Intram prin un tunel de funingine. Din acest tunel de funingine a apărut și profilat pe acest întunecat fond de funingine, a apărut Wurmbrand. Alb. Dar în această pată lungă, albă, se vedeau două prăpăști, nu de dimensiunile unei prăpăști,
ci de profunzimea unor prăpăști. Era ochii lui Vrun, orbitele lui Vrun. Nu-ți poți închipui cum o orbită poate ascunde atâta adâncime. Parcă nu avea ochi, parcă avea numai găvane. Două prăpăști săpate în obrazul lui. Ne-am înfiorat în fața acestei slăbiciuni. Când mi-aduc aminte când toată lumea se bătea înaintea mea. Iisus iasă la pielea de pe fese și, mă rog, gata am să ridicăm. Și când m-a luat, mi-a zis să fii atent, să nu strici. Adică te plătea să nu strici. De ce, părinte? Asta e îndrăgea și mai tare? Nu, să nu strigăm, că adică să nu cerem iertare, să nu ne uităm, să nu ne arătăm că am fost, că suntem piruiți de durere. Și când m-am dus acolo, m-am întins cu spate, mi-a dat pantalonii jos și un gardian s-a așezat pe picioarele mele și unul pe umeri. Păghet, cum ești? Eu nu strig, eu nu mă zbat, lăsați-mă. Și când aș vrea să-mi dea, am simțit, întâi făceam, n-am zis nimica. A fost ca un fel de uimire, lovitoria așa, nu le simțeam deloc. Până de tata, am început să... Nu mai suflam și picioarele începuseme să-mi doaie așa, genunchii să-mi dea în sus, știi. N-am strigat, dar până când m-am plecat, era un colo, nu era un locotenent. Nu-i spun numele, nu să iete toate păcatele. Și mă întreabă, mai să mai faci? Știți că a fost reacție, a zis, nu mai fac. În atâta eram... organismul era distrus, până m-am spărat și am să fac pentru asta, vreau eu respectați regulamentele, știi. Am fost pus într-o cămașă de forță și legat foarte strâns. Gardienii mi-au pus un căluș în gură. Pentru că nu contenea să vorbească de Dumnezeu, pastorul a fost trimis deseori la Neagra, o încăpere subterană, fără ferestre, aflată în adâncimile fortului, unde fusese probabil un vechi depozit de muniții. Niciun obuz n-ar fi putut pătrunde până acolo. Apa picura din tavan și menținea un frig amarnic chiar și vara. Când erau mai mulți în camera neagră, alcătuia un lanț ca să nu moară înghețați. Fiecare se ținea de cel din fața lui, în timp ce se învârteau la nesfârșit în cerc. Când unul dintre ei se prăbușea, ceilalți îl trăgeau și îl forțau să meargă mai departe. Deși în libertate după 8 ani, pastorul nu putea avea pacea pe care și-o dorea. Apartamentul îi fusese confiscat, soția închisă. După eliberare, refuzând să divorțeze de soțul ei, Sabina n-a putut găsi de lucru. La vârsta de 13 ani, Mihai, fiul lor, și-a vizitat mama la canal. A pornit cale de 4 km peste câmp până la capătul linii de tramvai. Și spune cum mângâia scoarța copacilor și se aplica să mângâie firele de iarbă și se minuna de frumusețea florilor pe care nu le mai văzuse atâția ani. Odată ajuns acasă, i-au ieșit în întâmpinare cei doi fii, Mihai și Sandu, fiul adoptiv, care mai întâi nu l-au recunoscut, dar după aceea, sigur, și-au dat seama că trebuie să fie tatăl lor ieșit din închisoare. Au alergat să o cheme și pe mămica și când s-au apropiat cu gând să-l îmbrățișeze și să-i dea sărutare, pastorul cu blândețe i-a oprit spunându-le: înainte să primesc sărutare de la voi și înainte să vă dau sărutare, trebuie să știți un lucru, n-am venit de la mizerie la fericire, am venit de la bucuria de a fi fost cu Hristos și cu frații mei în închisoare, la bucuria de a fi cu Hristos în mijlocul familiei. Apoi s-au sărutat, s-au îmbrățișat și au plâns îndelung. După un timp, pastorul s-a aplicat la urechea soției și a șoptit un cântecel pe care îl pregătise în închisoare, în nădejdea că poate vreodată se vor mai vedea în viața de pe pământ. Niște misionari străini, niște americani, la câteva zile după ce a ieșit din pușcărie, deci încă arăta foarte mult ca un nou deținut ieșit din pușcărie, au venit în mica noastră mansardă, unde se adunaseră poate 40 de oameni
în această mică mansardă, pentru că mulți oameni veneau să-l vadă pe pastorul Wurmbrand care s-a eliberat. Și unul dintre ei, care locuiește la Los Angeles, încă unul dintre acești americani, de curând în public a povestit prima sa întâlnire cu pastorul Wurmbrand. Povestea cum a intrat în această mansardă și erau 40 de oameni și în mijloc era un om oarecum în vârstă, foarte slăbit, care vorbea și râdea și el m-a întrebat pe mine, care eram în această cameră, zice, eu vreau să mă întâlnesc cu pastorul Wurmbrand. Zice, cine e pastorul Wurmbrand? Zic, tatăl e acolo, pastorul Wurmbrand. La care el spune, zice, dar nu se poate, pastorul Wurmbrand a fost în pușcărie. Este un om care e volubil, vorbește, râde. Zice, ești sigur că ăsta este pastorul Wurmbrand? Zic, sunt absolut sigur. Și el întreabă, dar ce te face să fii așa sigur? Zic, e tatăl meu, e acolo. Gardienii noștri au fost mai agresivi ca oricând. Ei ne-au umplut pântecele cu apă și apoi au sărit pe corpurile noastre. Pe unii dintre noi ne-au spânzurat legându-ne de degetele mari de la mâini și de la picioare. Pastorul Wurmbrand știa că mai curând sau mai târziu va fi din nou arestat. Revoluția din Ungaria din anul 1956, în loc să amelioreze situația deținuților politici, a năsprit-o. Comunismul acționa în forță. În România, mii de studenți din Cluj, din București, din Timișoara, care s-au solidarizat cu mișcarea patrioților unguri, vor fi arestați. În Rusia sovietică, Hrușov a anunțat un nou plan de 7 ani pentru a eradica rămășițele superstițiilor din conștiințele oamenilor. În marea putere sovietică, multe biserici au fost dărâmate sau transformate în cluburi, în muzee, în silozuri. Criminalii în anterii negre, preoții, sunt vânați și ei și aruncați în închisori. Când Revoluția din Ungaria își revendica martirii, pastorul Wurmbrand este adus pentru anchete la fosta închisoare Uranus. Aici va primi și o altă condamnare, după o ședință secretă de 10 minute. În timp ce ținea predica în celulă, îi este comunicată această sentință. Wurmbrand își continuă nestingerit liturghia. Și de evenimentele din Ungaria, de rezistența anticomunistă din Europa de Est, Wurmbrand îndrăsnește, în libertate, așa cum a făcuse în închisoare, să îndemne studenții, care alcătuiau auditoriul lui, să nu lase suferința să-i ia prin surprindere. Gândiți-vă deseori la ea, însușiți-vă virtuțile lui Isus. Referindu-se la revoluția din țara vecină, într-una dintre predici vorbește și despre roata vieții, care se învârtește și care schimbă destinele. Ministrul comunist al cultelor, aflat în sală, l-a denunțat public ca fiind un atac contrarevoluționar. Comunismul este aici pentru totdeauna, nu va cădea niciodată, noi stăpânim lumea. Nu se știe, a spus Wurmbrand, eu am fost închis și acum sunt liber. Roata lumii are și un alt înțeles. Într-o altă seară la cină, înainte să se așeze la masă, după cum le era obiceiul și după cum se rânduia la norice casă creștină, pastorul Wurmbrand a rostit cuvântul de rugăciune și în încheiere a spus așa, Doamne, dacă există oameni în închisoare care au nevoie de mine,
suflete pe care le pot aduce la mântuire, te rog, trimite-mă iarăși în închisoare, o voi îndura bucuros. Și cei din familie, în frunte cu soția mult iubită, după un moment de ezitare, au spus amin. Și așa un cuvânt de rugăciune nu rămâne multă vreme fără de răspuns. La Gherla, pastorului Wurmbrand îi se propune de generalul Negrea trimis al Ministerului de Interne să colaboreze cu puterea. Dacă sunteți pregătiți să uitați ce ați suferit, noi uităm ce ați făcut împotriva noastră. Îi se oferă mai mult un post de episcop în locul episcopului luteran, care era bătrân. Își simțea sufletul ca o corabie care, sub vântul puternic, ba coboară în abis, ba se înalță până la ceruri în clipa următoare. Chemat în fața comandantului, a răspuns că nu se simte demn să fie episcop. Primii creștini s-au dus la moarte spunând: Christianus sum, sunt creștin. Deși pe pragul morții, Wurmbrand nu acceptă această neagră cooperare, cum o numește el, și își duce crucea mai departe. După aproape 3 ani de detenție, de izolare, mă aflam în pragul morții. Scuipam adesea sânge. Slăbit și cu febră, am fost dus în fața tribunalului, unde am fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică. În multe lacrimi, disi o flămândă, disi o bagiocorită și bătută, am ridicat ochii către Dumnezeu și am spus: Doamne, cum să-ți mulțumesc că sunt printre cele bătute și bagiocorite și că Tu, în îndurarea Ta, nu m-ai lăsat să fiu printre cei care bat și bagiocoresc. Acum sunt pedepsit să stau nu știu pentru câtă vreme într-o altă celulă. E plin de 10 de șobolani flămânzi care sar pe mine și nu mă lasă să ațipesc. Unii aleargă prin celulă tot timpul după o hrană care nu există. Vorbea cu o simplitate extremă. De la cel mai înalt nivel de înțelegere teologică la cea mai simplă modalitate de exprimare. Asta era talentul lui. Simplitatea exprimării celor mai amicitoare adevăruri pe care le spune. Încât îți făcea impresia că e al tău ceea ce îi spune. Nu te punea la efort să înțelegi gândirea lui, ci ce-o făcea să fie a ta. Îți comunica adevărul pe care îl trăia el, dar în cuvinte atât de simple, încât nu ți-l punea departe, ci îți vorbea din interior. A fost nevoit să părăsească România mult iubită în anul 1965 și vreme de 25 de ani a pribegit departe de țară, umblând din loc în loc și vorbind pretutindeni oamenilor despre împărăția Harului Domnului Iisus Hristos și despre frumusețea și suferința României. După 25 de ani de exil, i s-a îngăduit să revină în țară odată cu așa zisa revoluție și primul lucru pe care l-a făcut după ce a coborât scara avionului a sărutat pământul românesc. Câteva zile după aceea a mers la cimitir și a pus o floare pe mormântul ofițerului de securitate care l-a arestat, care l-a închetat și care l-a zbârlit în închisoare.
și a mers și la mormântul răposatului Ceaușescu și a pus o floare și pe mormântul lui și pe mormântul soției lui. Ceaușescu, care spusese în multe rânduri, vom găsi noi un glonte pentru Wurmbrand, vom găsi noi un glonte pentru Wurmbrand. Privind înapoi, după toți anii de închisoare, n-a fost numai o nenorocire. Spune în Evanghelie la un moment dat că Domnul Iisus a silit pe ucenicii săi să vie la o parte cu el. I-a silit. De ce? Că erau așa de ocupați cu muncă pentru el, încât nu mai ajungeau să fie numai cu el. Și i-a silit să vie deoparte. Deseori Domnul folosește și ocazia asta a închisorii pentru ca în mod deosebit să învețe pe ai lui și să-i crească în drumul acesta spre cer. Discutam așa cu el de foarte multe ori și mi-a spus odată, ce părinte, când eram în închisoare am văzut că toate neamurile aveau un Ave Maria. Numai noi, evrei, care am dat-o pe Sfânta Fecioară, n-aveam un Ave Maria. Și atunci am tradus Ave Maria în ebraică, în ebraică veche, a pus o melodie, nu știu dacă era făcută, dar el am uitat, pentru că, mă rog, am impresia că mi-a spus că a fost cu melodie veche pe care a aranjat-o. O melodie foarte stranie. Într-adevăr, părea o melodie de viață din timpul Mântuitorului. Și când era bolnav la spital, m-am dus să-l vizitez. El vizitam des sau când era acasă, mă vizita el pe mine. Ne întâlneam destul de des, cel puțin o dată sau de ori pe an ne întâlneam și discutam problemele. Și mi-a cântat și am înregistrat pe bandă, pe bandă magnetică, această melodie. Este absolut stranie. Nu înțeleg nimic, pentru că era o epare pe care foarte veche, dar oricum este ceea ce gândul lui pentru Fecioara Maria. Și așa, dintre cauza acestui lucru ne-am mai apropiat și ne-am mai apropiat ceva. Era foarte larg în ajutoare pe care le dădeam. El avea o organizație foarte puternică, cu rădăcini, cu bramuri în toată lumea. El primea informații de persecuția creștinilor în China sau în Coreea sau oriunde, avea peste tot. Oameni care furnizau informații și el publica că după aceea o revistă, Vocea Martirilor, în care prezenta toate aceste cazuri. Niciodată el n-a făcut distinție între, să zicem, între ortodoxi și protestanți, între catolici și protestanți. Pe toți îi apăra deopotrivă, pe toți îi publica în listele lui de deținuți și pentru toți intervenea la autoritățile americane, pentru că avea o anumită audiență. Pentru toți intervenea, adică nu a existat niciodată sau ajută în mod egal și pe unii și pe alții. Asta mi-a plăcut la el. Domne, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletelor unde drepte se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertare păcatelor lor. Am întâlnit foarte mulți deținuți politici care au iertat faptul că au fost persecutați în închisori și i-au iertat pe opresorii lor. Dar n-am întâlnit pe nimeni care să se roage pentru călăul său, ceea ce am întâlnit la Wurmbrand. Da, sigur că crezi că e posibil asta? Ce presupune asta? E posibil. Și noi ne rugăm. Și noi ne-am rugat pentru ei. El era un om... Avea un intelect foarte subtil și avea o credință puternică. Adică, spre deosebire de intelectuali care au tot de la dubii, el n-avea niciun dubiu. Adică el și credea, și înțelegea, și mintea lui era cotropită de această credință. Și credința spune, roagă-te pentru dușmanii tăi, roagă-te pentru toți, nu? Că nu fac cum fac păgânii care iubesc pe ei lor și urăsc pe ceilalți. Tu să iubești pe vrăjmașul tău, să-i troși pentru cei care îți face rău, să-i binecuvânteze pe cel care te blestemă și mai departe. El aplica, era un om care aplica în cea mai mare măsură învățătura evanghelică. Și din cauza aceasta, el a fost un om care a putut să se roage. Și sunt convins că s-a rugat pentru dușmanii lui. Un om înalt, îmbătrânit înainte de vreme, slab, hieratic, plin de rând și de amintiri dureroase, cobora anonim dintr-un avion în New York. Vineri 6 mai 1966,
El a depus mărturie în fața Senatului Statelor Unite, arătându-și trupul acoperit de 18 cicatrice. În anul acela, Occidentul nu era pregătit pentru mesajul lui Wurmbrand. Rapoartele oficiale ale liderilor religioși din Est și din Vest erau într-o consonanță perfectă. Religia n-a fost opresată în lagărul comunist. Wurmbrand, cu depoziția sa, care a avut efectul unui uragan, a deschis ochii lumii libere asupra milioanelor de creștini prigoniți dincolo de cortina de fier. Prestigiosul jurnal britanic The Guardian spunea că Wurmbrand a schimbat pentru totdeauna percepția creștinismului occidental asupra regimurilor comuniste. Tatăl meu a crezut întotdeauna că înnoirea omenirii sau unei societăți sau unei țări se începe de la reînnoirea proprie a fiecărui om, a inimii sale. Fiecare om trebuie să-și dea seama că e pe acest pământ invitat și într-o zi va fi invitat să plece de pe acest pământ. Este o existență efemeră și în această existență efemeră cel mai important mesaj sau pentru fiecare dintre noi este relația noastră veșnică cu Creatorul acestui univers. În memoria tatălui meu încerc pe toată lumea să încurajez, pe toți creștinii din România mai ales, să urmeze exemplul tatălui meu, să meargă fără compromisuri până la capăt, prin pânzele albe, prin pereți. Tatăl meu niciodată nu s-a gândit vreodată trebuie să-mi păstrez poziția sau trebuie să mă ferez pentru că am o familie. Fără compromis, de fiecare dată a mers drept înainte, este un exemplu mondial. Ce spune, dar nici sfârșit astfel de oameni pe care am întâlnit și nevastă mea și eu în închisor, am dus să spunem frumusețea României, ce suflete ale României, ce se suflete au trecut din România înspre ceruri. Și că putem fi mândri de a fi români, în sensul ăsta, un popor care a dat martir, care cu drag l-a mărturisit și a murit pentru Hristos. În fața Senatului American, arătându-și rănile și oasele frânte, adevărata sa expertiză în comunism, pastorul a precizat: eu nu mă laud cu aceste semne, vă arăt doar trupul torturat al țării mele, al patriei tatălui meu, al bisericii mele, care apelează la creștinii americani și la toți oamenii liberi din America să se gândească la trupul nostru torturat și nu vă cerem să ne ajutați. Vă rugăm un singur lucru, nu-i ajutați pe asupritorii noștri, nu-i lăudați, nu puteți fi creștini și să lăudați pe inchizitorii creștinismului. An de zile nu am văzut soarele, luna, florile, zăpada, stelele, niciun om în afară de anchetatorul care mă bătea, dar pot să spun că am văzut cerul deschis, l-am văzut pe Iisus Hristos, am văzut îngeri și am fost fericit acolo. Cărțile și predicele pastorului Wurmbrand, vorbind în numele atâtor martiri, sunt o piesă redutabilă într-un proces al comunismului.
din ianuarie 1941, deci după 6 luni numai de la ocupație, un grup consistent de săteni, de vreo 100 de oameni, au reușit să treacă granița în România, neobservați. Acest fapt i-a încurajat pe ceilalți din sat și au format un grup mai consistent de vreo 450 de oameni din Mahala și din satele vecine, cam 300 și ceva au fost mahaleni, cu gândul de a trece granița spre România și a evita stagiul militar și celelalte umilințe sub Imperiul Sovietic. Trebuia să vină o călăuză să-i conducă peste graniță, dar această călăuză, nu se știe din ce motive, nu a mai sosit. Oamenii au hotărât atunci să plece singuri. Au înaintat în noapte spre graniță. Se pare că a fost o trădare și grănicerii îi așteptau pregătiți cu mitralierele, cu farurile îndreptate spre ei, cu câini dresați și în momentul în care s-au apropiat, au tras în plin fără somație. Au murit atunci aproape 400 de oameni. Cei care nu au murit au fost omorâți cu lopețile de către grăniceri și oamenii lor și au fost îngropați aproape de vii. Tot ce știm astăzi despre drama românilor din satul Mahala, Bucovina de Nord, le-am aflat din documentele și mărturiile păstrate de dr. Gheorghe Nandriș, fiul ultimului primar român din acest sat, și din cartea unei țărănci, soră cu tatăl lui Gheorghe Nandriș. Este vorba de Ana, Anița Nandriș, căsătorită Cudla, deportată cu întreaga ei familie, timp de 20 de ani, dincolo de cercul polar. La întoarcerea acasă, în 1960, Anița a așternut pe hârtie odiseea unei femei, a unei familii și a unui sat. Manuscrisul i-a fost predat doctorului bucovinean în anul 1982, cu puțin timp înainte de moarte, cu rugămintea să-l treacă granița în România și, când s-o putea, să-l facă cunoscut oamenilor, ca să se știe prin câte poate trece o ființă omenească. Anița Nandriș s-a născut în anul 1904 într-o familie de români din satul Mahala. Erau 7 băieți și o fată. Toți au ajuns cărturari și gospodari de vază. La nici 17 ani se căsătorește cu un băiat din satul lor, Chirică Cudla. Aveau împreună 2 hectare de pământ, o căsuță bătrânească veche, acoperită cu paie. În casă nu se afla nimic, nici masă, nici scaun, nici laiță, doar 4 pereți goi. Muncind cot la cot, în anul 1927, tinerii își fac o casă nouă. Li se nasc 3 băieți, Vasile, Dumitru și Toader. Sub administrație românească, tot satul înflorea odată cu gospodăria Aniței. Obiceiuri, porturi, tradiții, sărbători, case naționale, adevărate focare de cultură pentru săteni. În biserica satului, un tablou al lui Ștefan cel Mare se păstra în rând cu icoanele. Erau fericiți cei din familia Nandriș, mai ales când se întâlneau toți crămăjoară. De acum, își spunea tânăra femeie, era numai de-a dragul de trăit. Asta e greu de povestit, așa o viață cum străie la noi în sat pe timpul acela. Era un sat foarte unit. Oamenii se ajutau unul pe altul, nu erau chismători, nu arătau cu deștul unul după altul. Dacă tica unul într-o greutate careva, toți săreau și-l ajutau, așa parcă ar fi fost o familie.
au fost un gospodar așa, mijlociu, cum spune bun. Aici era mai un graj mare, era o studolă care ținea pâine, cu altele grajuri pentru porci, a fost gospodăria asta. Și cu gospodăria asta s-a ocupat tata noastră. Noi lucram cu dâns, îl ajutam, el spune toată puterea, au lucrat și au vrut să ne facă pentru toți schimb la un loc. Au mai cumpărat acolo o bucată de grădină, ca să fie mai mare, să încăpem tăți aici. Au pregătit lemn ca să-i facă cel mai mare casă și s-au distrus pe unul tăt. Într-o bună zi, au venit noaptea, ne-au luat, ne-au lăsat goi și am plecat. Ce aveau în țarană? Tesla fiei n-aveau. Un țaran bun, să spunem așa, care avea să iau pe un cheșu flore. Cheșu flore, tata lui Gheorghică. Ce avea el în gospodăria lui? Avea doi cai. De un harmasar frumos, dar din duce calare. Și o șoia pe sură, tot frumos avea. Avea patru vaci, mi se pare că avea el. Precis nu pot spune. Patru vaci avea, rugătoare. Avea oi, nu știu câte. Asta era în gospodărie. Livada avea, frumoasă livada avea. În livada era un iaz cu pește, pomăt frumos, roditori. Asta în gospodărie, lângă casă era tot. Pământ eu nu știu cât avea el. Nu știu cât pământ avea, nu pot spune. Și atâta. Asta așa eu, mijlociu. Bogat la noi așa nu a fost. Satul Mahala, în ciuda numelui său cu rezonanță turcească, dat chiar de turci, atunci când și-au lărgit raiaua lor de la Hotin spre malul Prutului, spre Cernăuți, în ciuda acestei denumiri, este un sat curat românesc. Înainte de năvălirea pohoiului roșu peste ei, țăranii își munceau pământul în liniște, în tihnă, cu echilibru sufletesc și cu credință în Dumnezeu. Intelectualii plecați din satul lor, printre care și unchii mei, Grigore Nandriș și Ion Nandriș, unul plecat de la țară și a ajuns profesor la Universitatea din Londra, Ion Nandriș, a ajuns medic și director al spitalului din Cernăuți, amândoi mutându-se în Cernăuți pentru a fi aproape de locurile lor natale și a ajuta. În satul Mahala, Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina a încercat să ridice nivelul cultural, nivelul de conștiință românească și pentru aceasta a creat o infrastructură, cum se spune. S-a clădit o casă națională care a fost sfințită, inaugurată în anul 1937, casă națională care avea o sală mare de lectură,
care avea un radio care pe vremea aceea era o raritate, avea o bibliotecă importantă și pe lângă care funcționa de asemenea un atelier de țesut covoare persane la care nu aveau acces decât tinerile țărânci și din Mahală. Pentru a le da o meserie și pentru a le trezi gustul pentru meserie. În sfârșit, în satul Mahala s-a construit o casă de ocrotire, un dispensar mare, modern, pentru acele timpuri foarte modern, cu aparat Röntgen, cu sală de tratament, cu sală de naștere pentru țăranii din regiunea respectivă, țărâncile din regiunea respectivă, un loc în care puteau să-și lase copiii atunci când mergeau să lucreze la câmp, deci o mulțime de facilități în domeniul apărării sănătății, casă de ocrotire care a fost patronată, construită cu sprijinul direct al lui Ion Nandriș, directorul spitalului din Cernăuți, și, bineînțeles, și a fratelui său, care era președintele Societății de Cultură și Literatură Română în Bucovina. Cum spunea ctitorul acestei cărți, acestei case, Ion Nandriș, gândurile lui nu s-au potrivit cu vremurile. Anul 1939 proiectează pe orizontul politic al Europei nori negri. În august, Hitler și Stalin, prin reprezentanții lor, miniștrii de externe Ribbentrop și Molotov, au semnat un pact prin care au anexat Imperiului Sovietic trei teritorii românești, Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herței. În urma acestei înțelegeri urmează raptul. În România bat clopotele, Armata Roșie a cotropit Basarabia și Bucovina. Bucureștiul păstrează un moment de reculegere pentru frații de peste Prut. Bilanțul primei ocupații rusești, 28 iunie 1940, iulie 1941, s-a soldat cu mii de morți și 41.000 de români deportați. Din satul Mahala au plecat spre Siberia aproape 1.800 de suflete. Liste și documente s-au păstrat doar pentru 602 persoane. Casa Aniței Nandriș este un martor tăcut al tragediilor petrecute în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Avem 14 ani, aproape așa trebuie să fie. Încă nu. A fost, cum spune, pe neașteptate asta, pe neșteut. Au fost pregătite dinainte asta, că au să ne sărădice. Am făcut liste pe cine sărădice. A fost un evreu aici care a spus la fratele tati că zice, măi, Chirică, tu pleacă de acasă, că au să te iei de acasă. Dar tata spune, măi, eu nu-ți devin nimic, n-am făcut nimic, ce-a cerut la mine tata, am dat, ce am să frică? Și de acum stăm așa pe grijă. Și ne-am colcat noi seara și dormim, și pe la ora 12 mai târziu, eu dormim în casă, mă trezesc, că plin de oameni în casă, miliție, poliție, cum spune, s-au pus toți la masă, nu știu, scriu, îl întreabă pe tata, una și alta, eu stau și mă uit, ce asta? Nu știu ce. Într-un timp spune unuc, ridică mâna în sus că ești arestat. Și pe frate cel mai mare tot așa. Nu i-au ridicat mâinile și stau, a tata spune, zice, oameni buni, ce vreți voi de la mine? Spuneți, să știu pentru ce. Vă trebuie gospodăria mea. Eu vă dau vouă. Tot, eu mă duc la mama mea, trăiesc la mama mea și los, nu mă las în pace, nu distruge familie, nu distruge copiii. Unul spune acolo, măi, zice, dar ce faceți voastră? Ce luați pe om? Aia lasă, merge până la primărie și acolo îmi vede. Și am venit până la primărie și așteptam să ne explice de ce cauză. Acolo spun, nu, plecați la asta, la raion. Știți ce e raion? Plecam acolo, am venit la raion. Cu toată familia. Toată familia, într-o mașină ne-a pus. Acolo am ajuns la tren. Și deodată îl cheamă pe tată într-o parte. Mama că spune, măi băieți, gata, am o șinie de drum acasă, mergem înapoi acasă. Și cum l-a chemat pe tată într-o parte, mai mult nu l-am văzut noi. L-am văzut atât că tot trecut așa trenul
pe lângă noi, e în vagoane cu rate, și l-au făcut de mână și că noi hitesc cu voi la grămadă. Și n-am mai fost cu noi nimeni la grămadă. Și cu asta ne-am despărțit noi de sat. Am plecat din sat. Listele cu cei deportați din satul Mahala. Comuniștii ruși, își amintea doctorul Nandriș, au obiceiul să distrugă urmele crimelor. Tatăl lui, un tânăr de 39 de ani, era primar în Mahala în anul 1940. Când s-a hotărât să se refugieze în România, a mai dat fuga la primărie. În loc să-și ia documente cu privire la averea lui, în acele clipe de restriște, de panică, în cutremurarea momentului, a luat listele ce conțineau numele celor 602 persoane deportate. De la cei în vârstă de un an la bărbați de peste 70 de ani, adevărate mostre de ură și de sălbăticie. A venit în România crezând că aici va găsi libertatea. Dar toți bucovinenii și basarabenii refugiați au fost urmăriți peste Prut de agenții NKVD-ului și ai securității române. Ce să facă Florian Andriș? Să distrugă listele? Așa poate ar fi gândit oricine. Avea doar 5 copii mici de crescut. Și totuși le-a ascuns, în stupi, în lăcașuri anume găsite de el. Și le-a păstrat acolo până i le-a înmânat fiului, doctorului Gheorghe Nandriș, să le ducă la Mahala, să nu uite oamenii prin ce au trecut. Aceste liste le facem publice acum în premieră. Poate ne urmăresc și cei din satul Mahala. Deși puțin s-au mai întors acasă din valul celor deportați în anul 1941. Măcelul a fost fără discernământ. Tot ce a intrat în vizorul lor, au luat, fără niciun fel de anchetă, fără niciun fel de judecată, fără niciun fel de discernere. I-au luat pe toți care i-au găsit în casă. Chiar dacă erau străini, îi încărcau și pe ea și îi băgau la număr în mașinile de deportații. Așa încât pe aceste liste, care cuprind cam 170 de familii, cu vreo 602 nume de oameni, pe care le-am putut identifica de pe această listă, nu e exclus ca să fie și alte liste care n-au fost luate atunci, au dispărut fără urmă din acea zi și până la terminarea războiului, nimeni n-a știut de urma lor. Au intrat ca în mormânt. De fapt, foarte mulți dintre ei au și intrat în mormânt. La puțin timp după ultimul val de deportări, în iulie 1941, trupele românești au eliberat Bucovina de Nord și au intrat și în satul Mahala. Dacă rușii ar fi întârziat deportările cu doar 2-3 săptămâni, familia Aniței n-ar fi cunoscut urgiile Siberiei. Aici armata română a găsit prăpădul, bătrâni și copii împușcați fără nicio judecată, biserici transformate în magazii sau în săli de spectacole, preoți uciși, distrugeri și incendii peste tot. Toate acestea l-au făcut pe mareșalul Ion Antonescu să declare că pe teritoriile românești vremelnic ocupate de ruși au rămas urmele unei barbarii fără precedent, cum nici hoardele hunilor n-au lăsat în urma lor. N-au apucat românii să-și repare lăcașurile de cult distruse sau pângărite de ocupanți, că Bucovina a intrat din nou în infernul sovietic.
din iulie 1944 până în 1989. Dincolo de cercul polar, o femeie din Bucovina încerca să reziste, mereu cu speranța, timp de 20 de ani, că se va întoarce acasă primăvara, asemenea rândunicii, la cuibul pe care l-a lăsat gol. Ne întrebăm astăzi, după aproape 60 de ani de la momentul deportării bucovinenilor în Siberia, de ce foștii prizonieri ai terorii, cum îi numea recent George Bush, nu mai vorbesc bine românește. Băieții Aniței Nandriș, acum oameni de peste 70 de ani, trăiesc în aceeași Bucovină de Nord, cedată Ucrainei și supusă unei deznaționalizări forțate. Dacă mama lor, Anița, nu le-ar fi ținut vie amintirea satului, probabil că ar fi fost sortit să rămână definitiv în Rusia. Nu acesta era în fond scopul dezrădăcinării? Bucovinenii au fost ridicați în miez de noapte din casele lor cu ce au avut pe ei. Din satul Mahala se spune că au fost deportate circa 1700 de suflete. Scenele petrecute în acea noapte au semănat groaza în oameni. La lumina farurilor aprinse, ca nimeni să nu poată fugi, în zbieretele copiilor, care se auzeau din toate colțurile satului, în timp ce femeile sărutau pereții caselor, iar bărbații dădeau drumul la vite să moară în libertate, un sat întreg pleca în surghiun. Anița Nandriș era obligată să-și lase mama, Pămăriuca Nandriș, bătrână și bolnavă, fără niciun ajutor. Mama Aniței era țintuită în pat de când rușii, în retragere, în 1918, vrând să ia caie și femeia împotrivindu-se, au bătut-o cu biciul până i-au paralizat picioarele. Ultima știre de la Anița a fost mesajul ei scris cu creionul chimic pe o hârtie și aruncat din tren în dreptul satului. Mi-a dus așa ca pe animale. Au dat trenul de animale și astea care tavarne, cum spune. Și ne-au încărcat pe toți acolo, nu numai o familie, dar multe familii acolo. Și acolo niște patru pus și ședem așa, care cum putem culca. Și ne-au dus, când ne-au dus înapoi, am ajuns până la Chiv și acolo spune că s-a început războiul. Am mers aproape o săptămână, dacă nu mai bine. Într-o parte, în alta, când într-o parte, parcă ne întorcem înapoi, când ne întorcem înapoi. Și în tren s-a început o viață ușoară, cum spune. Pâine nu era mâncare, apă nu era. Dacă era să opreau undeva trenul, fugea fiecare și ei dintr-o baltă și ceva apă de băut. Și așa ne-au dus până ne-au dus sub Omsk, acolo era un raion Sărgatski. Ne-au pus pe toți într-asta, într-o lager. Mulțimea de oameni încărcată în mașini a ajuns la Satagura. Trei zile au stat în gară, încuiați în vagoane. Femeile au fost despărțite de soți. S-au strâns sute de oameni în prejurul garniturii. Răcneau, scria Anița, și cei de jos și cei din vagoane. În 15 iunie seara au trecut Nistrul. 20 de zile au mers până la Omsk, hrăniți odată la 24 de ore, cu pâine neagră, crupe de orez fierte și apă. Au făcut doar câteva opriri, să scoată morții și pe cei care își pierduseră mințile. În iulie au ajuns în Siberia, într-un sat cu 20 de case, un sat lagăr. Munceau cu 300 grame de pâine pe zi. Cu localnicii se înțelegeau prin semne, nimeni dintre ei nu știa vorbi rusește. Abia se instalaseră că peste un an, în iulie 1942, sunt ridicați din nou. Două săptămâni au mers cu căruțele prin păduri, prin mlaștini, prin apă.
La Iartăș au stat 5 zile sub cerul liber, apoi cu vaporul încă o săptămână. Cu ei la oaltă sute de oameni, finlandezi, evrei, polonezi, tătari, calmâci, eschimoși, chirchizi, deportați și ei în marea închisoare a popoarelor. Se opresc într-un orășel de la nord și apoi alte 300 de kilometri pe apa râului Obi spre polul nord. I-au dat jos, vapoarele au plecat, oamenii au rămas singuri în acea tundră, cât vezi cu ochii mlaștini și păduri. Nu aveau niciun adăpost, doar pământul umed și rece. După 2 zile și 2 nopți petrecute sub cerul liber, sunt urcați din nou în bărci și mai departe îi aștepta un alt lagăr. Un șir de case din bârne de lemn, începute și neterminate, fără acoperiș, fără uși, fără ferestre. Câteva zile ploaia i-a pătruns până la piele, dormeau în picioare și atunci au fost puși să-și sape bordee în pământ, zimlenci. Iarna venea acolo de vreme, în august. Lucrau muncă istovitoare, tăiau copacii cu fierăstraie și topoare. Avea dreptul cel ce lucra la 700 de grame de pâine, plătită însă cu 1 rublă și 4 copeici. Lângă fărâma de pâine, apa din râu încălzită și amestecată cu sare. A început lumea să se îmbolnăvească, i-au năpădit păduchii, infecțiile, se prăbușeau bieții oameni istoviți și mureau în câteva ceasuri. Din câte lume au adus acolo, în vara anului 1942 până în 1943, nu a rămas în viață nici a treia parte. Toți au murit de foame și de durere. Nu suferim pentru nimic, nici pentru pământ, nici pentru casă. Suferim pentru aceea că nu eram liberi. Aceea suferim. Nu m-am gândit niciodată la pământ, că e asta aici, că aceea. Nici la casă. Gândeam casă. Nu era dor de casa asta, nu-i secret. Dacă să pun eu așa tare, nu, niciodată. După libertate mai mult. Ei au avut multă grijă de noi. Cu multă căldură asupra noastră. Să nu fost ea cu noi, poate și noi nu eram. Eu ne-au întreținut așa, cum se spune, de la dinsă, rupie și nouă ne dă. Ne dă normă de pâine. Ne dă acolo câte... care lucra de 400, nu lucra 400, dar care lucra 700 de grame de pâine. Și noi punem pâine ce e neagră, vezi, și ne tăie câte o bucățică și punem, măi, asta mâncăți dimineața, asta la masă și asta seara. Dar ceea ce era pentru noi? O nafără în gură. Și cu asta ne-am păstrat mai viața. Mult e să lupta pentru noi și pentru asta n-am putut să uit de însă niciodată. În primăvara lui 1943 sunt readuși în satul de pescar Șuga. Trăiau în barăci, lucrau la pescuit pe Obi, nu era ca la pădure, dar lumea s-arăta plină de frică că se temea și de umbra ei. Dacă te păra cineva din lagăr, te ridicau fără cercetare. Era în plin stalinism. Femeile au învățat aici să conducă sania, la care erau înhămați câinii și când nu erau câini, prin omătul mare, trăgeau săniile chiar femeile. Din părul câinilor sau din funii au făcut flanele și mânuși. În decembrie 1944, Anița se îmbolnăvește grav de tifos. Stă în spital câteva luni. Un an mai târziu, pe un ger de 40 de grade, nu poate ieși la muncă și este pedepsită cu 3 luni de închisoare. Când se întorcea în lagăr, după ispășirea pedepsei, găsește o scrisoare de la frații ei. I se umple trupul de sănătate, ca și când ar fi luat cele mai scumpe doctorii. Din 1950, băieții Aniței încep să scrie autorităților sovietice pentru a afla ce s-a întâmplat cu tatăl lor. Au primit răspuns că tatăl a murit în 1942 într-un lagăr din Urali, nu departe de ei.
După 20 de ani de pribegie, se întorc din infern. Nu au mai găsit pe nimeni din familia lor. Casa le era ocupată. Ca să-și răscumpere locuința, Vasile, băiatul cel mijlociu, a plecat înapoi, la sever, la cercul polar, să câștige bani cu pescuitul. După 2 ani strâng banii și pot plăti ocupantului o altă casă. Iată cum își descrie Anița drama de a fi din nou dezrădăcinată, de astă dată în leagănul ei natal. Mergeam satul de-a lungul și de-a latul, mă uitam cu atâta durere în suflet la fiecare poartă și mă gândeam, oare voi ajunge eu să am o casă, o poartă, să o deschid fără să supăr pe nimeni? În 13 iunie 1961, Anița reintră în cuibul ei. Și-a strâns grămăjoară fiii și nepoții și-au refăcut casa Via Livada. Iubirea de familie i-a dat putere, datorită ei și-a salvat viața și a rezistat tuturor atrocităților. În anul 1965, după ce Anița cu cei 3 copii ai ei s-a întors din Siberia, a făcut o vizită celui care a susținut-o moral după ce a aflat de adresa lor, care este o altă poveste pe care merită să o discutăm, a susținut-o moral prin scrisori, ba i-a trimis și cărți. Ion Creangă, Ispirescu, ce era la nivelul lor și a copiilor lor pentru a nu uita limba românească? În Siberia. În Siberia. Dincolo de cercul polar. Dincolo de cercul polar. Fac o mică paranteză. Din Anglia și Grigore, prin diferiți interpuși și oameni de la ambasada de la Moscova, a dat de urmele lor. Și a încercat să-i ajute. Le-a trimis ceva obiecte și se pare și ceva bani. Dar Anița a fost chemată la comânduirea lagărului și i s-a spus să întocmească o scrisoare în care se spune că are absolut tot ce-i trebuie, că trăiește acolo fericită și că nu are nevoie de niciun ajutor de la nimeni. Sigur că nu a putut să-i scrie în acest fel, dar scrisoarea ei este semnificativă și interesantă de citit. I-a spus că de când a început el să-i scrie, soba din casa ei a fumat tare și socrul ei s-a supărat. Și atunci Grigore a înțeles și a întrerupt comunicarea cu ei ca să le facă mai rău. Și atunci Anița, cum spuneam, s-a întors în cele din urmă acasă, a venit să-l viziteze pe fratele ei cel mai mare, Ion Andriș, din București, care este, de fapt, și autorul de bază al acestei cărți, Satul nostru Mala. Și la despărțire, în Gara de Nord, eram de față, acești oameni s-au îmbrățișat pentru a-și lua rămas bun. De fapt, acest rămas bun a fost o lungă privire în ochi, de parcă și-ar fi transferat bucăți din sufletul lor. Presimțeau că nu o să se mai vadă, unchiul Ionică era mai în vârstă și bolnav. A scos un caiet gros și l-a dat Aniței, spunându-i, Aniță, să scrii ce ne-ai spus nouă. Așa cum ne-ai spus, scrie. Deci, el este cel care a încurajat apariția acestei cărți care se numește 20 de ani în Siberia. Anița s-a întors acasă și peste 2 ani, în 1967, a pus creionul pe hârtie și a început să scrie amintiri din viața mea. Așa și-a intitulat ea manuscrisul.
și a scris vreo 360 de pagini de manuscris cursiv. Cu scrisul adevărat a unui om neșcolit, dar care scria cu sufletul. Și este interesant a se vedea că în acest manuscris nu sunt ștersături, nu sunt corectări atât de frecvente în manuscrisele noastre ale intelectualilor, care suntem inhibați de părerea criticilor, de frumusețea frazelor noastre. Pe ea n-a interesat acest lucru. A fost scris dintr-una, de la sfârșit, de la început până la sfârșit. Acest manuscris a fost gata, dar el nu putea fi adus în România. Am făcut o vizită la Cernăuți, respectiv la Mahala, în satul meu, în anul 1982. Când aici era regimul pe care îl știm și dincolo încă domnea KGB-ul la ruși. Cu câteva minute înainte de despărțirea noastră pentru a mă întoarce acasă, Anița a dispărut pentru câteva secunde, s-a urcat în pod și a luat de sub grindă un caiet învelit într-o copertă de mușama pentru a rezista la umezeală. Acolo era ascuns manuscrisul ei. A venit cu el în mână la mine, s-a uitat în ochii mei, ea era mai mică, eu eram lung de statură și parcă acum o văd spunându-mi: ia, Gheorghe, acest caiet, trece-l în România și fă-l cunoscut oamenilor atunci când se va putea. Am ezitat. Am ezitat pentru că trebuia să trec două rânduri de grăniceri. Cei sovietici și cei români, care erau cam de aceeași factură. Ea a observat ezitarea mea și s-a uitat adânc în ochii mei, cum numai ea știa să se uite, și mi-a spus: doar nu cumva ți-i frică, Gheorghe. Și așa cum am mărturisit și în prefața acelei cărți, mi-e greu astăzi să recunosc, mi-e aproape rușine să recunosc că mi-a fost frică și că numai aceste vorbe și respectul pentru acest mare caracter care era Anița m-a făcut să-mi asum toate riscurile, simțindu-mă eminamente un pitic în fața ei, moralmente vorbind. Am luat acel caiet, l-am pus într-o sacoșă cu toate alimentele la fundul unei sacoși cu slănină și cu ceapă, și în care și-au băgat mâinile grăniceri, dar dacă au văzut că sunt numai de astea, n-au insistat. Și așa l-am adus în țară. Premiul Academiei Românei a fost acordat post-mortem Aniței Nandriș-Cudla, nu doar pentru o carte monument, ci mai ales pentru un destin cu totul ieșit din comun, al femeii din Bucovina și al neamului ei urgisit. La întoarcerea în Mahala, Anița nu și-a mai regăsit nici biserica, biserica ale cărei pietre le sărutase la fiecare împărtășanie. Monument istoric datând de peste 150 de ani, lăcașul a fost renovat, supus și el rusificării, ca tot ceea ce era viață, limbă și instituție în Bucovina de Nord și Basarabia. Un preot școlit la Kiev a lămurit țătenii că biserica trebuie reparată, picturile refăcute. S-au adunat banii, dar nicăieri nu s-a vorbit că se va dărâma acoperișul.
În locul turlei, săgeată pe cer, după renovări, a apărut biserica ucraineană cu 4 minarete. Icoana lui Ștefan a fost aruncată și ea în turnul clopotniței. Au venit bătrânii și au întrebat, unde e Ștefan? A fost adus și repus în biserică, dar mai la o parte. Țăranii din Bucovina se închinau lui Ștefan cel Mare înainte de a fi declarat cel sfânt. Băiatul Aniței, cel mic Toader, s-a stins în anul 1985. Această ultimă sfâșiere, brava femeie, n-a mai putut-o îndura. Cade la pat, se prăpădește un an mai târziu, la 30 august 1986, la 82 de ani. Și-a găsit odihna în cimitirul din Mahala, alături de osemintele sătenilor împușcați la Lunca, pe graniță. Alți martiri ai gulagului sovietic. Șirul de cruce albastre amintește de cei 400 de bucovineni uciși tot într-o noapte năprasnică când au încercat să treacă granița în România. Doctorul Gheorghe Nandriș compara apa Prutului cu un alt zid al Berlinului, pentru că și aici, la granița dintre frați, s-a murit din dorul de libertate. Ieșind dintr-o lungă noapte a istoriei, în decembrie 1989, bucovinenii aflați în teritoriile cedate vremelnic Marelui Imperiu de la răsărit au sperat că încercările lor vor lua sfârșit. Vine ziua, spuneau ei, când românii ne vor ajuta. Acea zi n-a mai venit. Tratatul de bază încheiat cu Ucraina în 1997 a pus capăt acestei speranțe. Din nou au fost abandonați și trădați. Asemenea destinului Aniței, cetățile românești de peste Prut, Tighina, Cetatea Albă, Soroca, Hotin, ridicate de domnii Moldovei, au rezistat. Nimeni nu le-a putut sovietiza. Tratatele, se știe, sunt trecătoare. Doar iubirea și credința mișcă munții din loc. Și forța lor stă în puterea de a aștepta acea zi în care Europa îi va cuprinde pe toți.